Așa, bun. Așa, bun. Așa, bun. Așa, bun. Așa, bun. Opa, Am un cuiat, am un cuiat, eu. Bun, bun. Așa, bun. Cineva din Rangers. Bă, bă, ia, care din racheta mele sus? Bun, băieți, vedeți că, vedeți că sunt și eu cu drona, dacă vreți să... Băi, Vasile Spray, domnul da? Pastor general. Vezi că un tomberon a lăsat ușa deschisă și dă față cu noi. Și respect. Da, păi cine este? Hai. Nu știu că... San... cum mă? Sandilo. Beirut. Beirut. Ah, Sandilo ăla. Nu Sandilo, mă, Beirut. Am înțeles. Eu vă zic că ați fost în urma lui, eu iau apărarea și zic că v-a lăsat ușa deschisă să nu vă închidă în față. Văd că nu prea sunt interesați băieții la această organizație, această acțiune specială a departamentului de poliție. Să pune, să punem punct dental la frumos pentru transfer acolo. Așa că am fost aici sau diplomă din treia că am participat bun. Ceva. Vedeți că sunt și eu cu drona sus. V-aș aprecia dacă îmi dați și voi un degețel în sus. Păi. Poftiți? Diplomă de gene pe mine. Test. Bun băieți, sunteți gata sau nu sunteți gata? Facem niște capturi de... Sunteți gata? Eu zic că nu suntem gata, mai așteptăm.
Eu zic să apăsăm puțin pe butonul ăla. Sunt 3 minute până așa. Eu zic că ți-ar putea să dau eu un anunț, că cine nu se prezintă aici în parcare de agent mai sus, o să fie o problemă. O să zboare. Să ai obligatorii? E super obligatoriu ăsta, băi. Să vină toți ăștia. E dacă iei cu frumosul să faci ceva frumos, nu se poate, așa că îi luăm cu forța. Ori vii, cu forța tot îi luăm. Rămâi la bun. Îi rupem cu bătaia sau nu îi rupem? Pe cine, ce, unde? E, aflați voi, stai așa. Bun. A, uite, a venit și armata, a venit chiar armata. Ăștia-s armata sau? Iar ăștia ce încearcă-ți față tine? Dacă duc și niște bombe. Tata, aduceți bombe, artilerii, tot ce vreți voi. Avem RPG. RPG-ul. Avem și minigun. Tot ce se poate. Eu zic să-l scoți puțin, ca să le dăm clear. Dar acum mai așteptăm să fumezi și o țigară, domnul Vasilescu. Și dacă până nu termin țigara, nu vin băieții de bună voie. Misiunea de azi nu e nevoie să folosim acesta. Ce ai, bă, cu megafonul ăla, mă? Spiritul Crăciunului. Nu, mă, 3 secunde să arunci castofonul ăla. 3. Nu mai vreau brăz. Așa. Pardon, brăznic ești. De ultimă ce mașină au ăștia. Știați cadeții care au venit cu mașinile astea? Al meu n-avem acces la așa ceva. La mine au acces la mașinile astea, da, pe ei. Așa nu stau cadeți, mă. Cade sunt? Ăștia-s mafioții, mă. Ia uite, mă. Ăștia-s mafia, mă, ce vorbi? Ăștia-s... Da, mă, da. Bun, haideți să ne organizăm. Cum mai mulți aici, mai bine. La ziua! E bine, mai știu și nici oamenii știu că suntem destul. Unde stăm noi? Păi stai și voi pe unde, pe capul. Comentar, stai și voi pe unde găsiți. Am înțeles, nicio problemă. Stau aici. Domnul Vasilescu, mă mai cunoașteți? Dar cum să nu vă cunosc? De asteară cu bulanul ăla în ochi, cum să nu te uit? Și acum am cucuiu. Cu respect, domnul comandant. Ai cucuiu în ochi. Ați dat în domnul Vasilescu 30 de flotări acum, domnul. Lasă-i că eu articulat irlandezul aseară. Baftă! Dați așa puțin, băieți. Baftă la cartofi. F! Cadeți, stii, colegul nostru drag. Te rog, eu pleacă un pic, tu nu înțelegi că aici... Zencu? Mai minții, nu sunt drag. Da! Ia, vezi? Da, până la urmă cu ăla hangar care o tras cu sniperul? Din poliță sau din Interpol? E Interpol, mă, e bănesc. Cine, mă, cine? S-a întâmplat ceva. Bă, miroase a șpagă, bă! Bun, toată lumea frecvența 10, haideți! S-a întâmplat, băieți? Avem intervenție specială. Și trebuie să vin aparat? Dacă vrei. Așa zic, și-a trebuit. Ce grad ai? Iată, vin colindă. Ce grad ai? Agent șef. Nu știi schimbă. Eu? Da, deschimă-te de intervenție. Ăsta îmbrăgat în galben, cine mai e, mă? Colegul al nostru, bă. E mine aia la Finuțu. E Finuțul din la mine. Lasă-mă colindătorii, mă, lasă-mă colindătorii. Aaaa, Robișcă. Lasă-i, mă, în pace, mă, lasă-i. A venit în concediu ăsta. Uite, în concediu, bine că n-ai venit. Pe raparte.
Acum am ochi, stai așa. Uite, vezi acolo. Bun. Cum ar fi să vin și eu mâine dimineață de la de acasă la muncă să vin în pula goală? Eu vine și eu și Eli. Iată, să pregătesc și eu ce am chestii. Să vin, să vin în pula goală. Bun. Nu sunt noi nici aici, pa. Bun, plecăm și noi, ne pregătim? Da. Haideți! Băieții, încălcați linia. Ai răbdare, ai răbdare. Lasă-i că deja e prea târziu și îi pierd pe ăștia după aia, gata, să ducem mandatul. Eu sunt Zoro. A, pardon, a crezut că eu. Bun, am nevoie de am nevoie de cel puțin un elicopter în aer. Cu termală. Iosep. Bun, și ia doi sniperi cu tine. Nu-l lăsa pe Zeu să conta. Hai că mă o să mă blindat. Conduc ăștia fără bloc care scapă menu, că ăla vrea, că ăla așa. Bun, haideți, restul pregăteala, luați dubele de poliție, haideți repede. Vreau, am nevoie de 4 dube de poliție, 4 dube de poliție am nevoie. Deci am nevoie de 4 dube de poliție, ca să știți. Specială și veniți la mine. Ne vedem în fața secției acolo? Bun, cu mine cine vine? Vasilescu. Da, da, spune. Dacă dumneavoastră plecați cu colegi agenți și cu gradele superioare, avem voi, noi doi, voi să mergem în patrulă? Nu. Nu? Ok. Pa, vamă. Și ce putem face și noi? Și baftă. Pa, vamă. Pa, vamă, domnule. Bine, bine. Baftă, baftă. Hai la vamă, coleg. Rangers, intrați în duba asta. Asigurați-vă că toată lumea este pe frecvența 10, eu să vă dau un BK unde trebuie să veniți. Racheta aici, urcați. Da, da. Sunt gata, mă, băieți? Da. Bă, dă-ți-mi și mie o seringă, bă, ăștia de mașină. N-avem seringi, n-avem seringi. Am eu două. Dă-mi una, mă, dă și mie una. Dă-mă. Ai intrat, mă, stați, să pun o mașină. 3, 1, 2, 4. Zi, eu sniper la mine în elicopter. Ce faceți? Ia uite-mă pe ăștia aici. De ce se trage ampulea? Culcat, amândoi, culcat, hai! Culcat. Ce căutați-vă la mașină? Haideți-mă un sniper 2 în elicopter. Ce căutați-vă la mașina de poliție? Ia uite-mă. Ia uite-mă, ia uite-mă și pe ăsta aici, mașina de poliție. Lasă-mă la jos. Lasă-mă la jos, mă, cu ochii tăi. Ia uite-mă. Ceapa, mă, te frezi la ureche, ă? Dar ce s-a întâmplat, domnul? Dar de ce te frezi, mă, la ochi? Am să dau un back-out, vreau doar o echipă de cadeți să vină, atât. Am făcut. Nu vine nimeni, cine pe frecvența asta nu vine nimeni. Am făcut atât de ilegal, încât să mergem la pușcărie. Nu iau pușcărie. Ne ține motivul. Unde sunteți? Ai răbdare, imediat, ai răbdare. Chiar am pe gânduri să mor și eu într-o...
În ce mașină ești, Vasilescu? Bun. Hai, urcă în coa, hai să merge, că vine cealaltă dubă, lasă aici. Urcă. Așteptați aici că vine o dubă, să vă ia. Stai aici, mă, aici dreapta, nu o să vin niciun motiv, iau zona de motiv. Dă-l, mă, trebuie, trebuie să-i frecă la ochi, să vadă cine-l ia pe el, ești nevun, că el e pula mea susugă. Hai că pleacă ăștia după aia. Hai că de mod, dacă-mi ceva să zic. Gândești tu, gemulețul, că e frig. Cam? O, drr. Haideți. Bună ziua, șefule. Culcat în genunchi, hai mai repede, repede. Hai, jos, culcat. Luați-l, puneți-i cătușii la mână. Hai, ridică-te, hai. Vino asta, mai ai. Hai, mergi frumos, mergi. Mergi încolo. Ușor, să nu te grăbești, nu te grăbești. Pare, nu? Veniți mai repede. Du-te acolo lângă prietenul tău acolo, colegul tău ce ție. Pune-te în genunchi acolo. Alo, da. Cadet, pleacă de aici, asigură strada. Alo, da. Da, sunt la mandat. Se trage. Bun, din albaștri care au informații despre grupul ăla. Bun, hai că vorbim după că deja s-au tras aici, deja au făcut băieții probleme. Avem colegi picați. Bun, deci ați dat-o de, ați făcut-o de oaie. Bravo, băieți. Un medic, am nevoie de un medic. Treci acolo în genunchi, hai treci acolo în genunchi. Urant din nou. Pun, treci mă în genunchi, auzi? Cum vorbește ăsta, zici că suge pula să moară măicuța mea. Băi, cum e trei? Puneți-i cătușile, Doi care se ascundă cu bere de-n spate. Bun, asigurați zona, luați pe toți, pe toți. Ce în garajul subteran? Prihon aici, jos la susol. Aș mă din gură, mă, că ai mandat la casă. Băi, mandat, taci din gură, mă! Solo gol. N-ai luat din gură. Solo. Subsol. Am înțeles că se trage la subsol. Eu, noi am venit. E liber. Casă cred că s-a tras. Bun. Și o țin de mișcare printre celelalte claderi. Haideți, nu mă interesează cum faceți, îl chemați aici pe liderul organizației. Hai că știu cum îl cheamă tot, dacă vreți îl sună, dacă vreți. Gura, mă, gura, nu mai... Bă, băieți, bă, vă filăm de atâtea săptămâni, bă, băieți, bă. Inclusiv pe voi doi v-am pe câteva imagini, bă. Da, avem 3 suspecți prinși. Atâta numai 3 oameni? Avem 3, mă, da. Gura, mă, că te pleznesc. Doamne, cumva ați băgat vreun după? Nu știu, colegul, ce vi se așa? Gura, mă! Să-și un cap dacă ați băgat vreun după. Da. Avem un garaj de văzut. Uite-l pe ăla acolo, ce-i cu ăla acolo, mă? Care? Ce-i cu ăsta, mă? Ia-l pe sus, mă, ia-l pe sus! Garajul liber. Hai, mă! Treci acolo, hai! Nu-te-o. N-auzi, mă? Tot. Ăsta n-aude. Ia pe ăsta are buletin ceva, ia percheționați-l pe ăsta. Și pe ăsta, puneți-l acolo în genunchi. Ia uite-l, ești. Băi, alu! Băi! N-auzi, mă! Treci în genunchi. Hai să vă pun în genunchi acolo. Hai, du-te, pune-te, lăsați-l să pun în genunchi. Lăsați-l să duc lângă ea, lângă ăla, lăsați-l să se ducă. Lăsați-l să se ducă lângă ăla. Hai, pune-te în genunchi. Genunchi, mă! Puneți-i cătușile unul. Dar domnul, cu ce motiv ne-ați luat? Gura, mă, n-auzi? Hai, ce vorbesc? Hai, pune-l tu. Cu motivul că se apropie 1 decembrie, te-am luat. Păi mai e domnul, mai e domnul până pe unul. O să veni Moș Crăciun.
Am venit sărbătorile, băieți, am venit cu sărbătorile aici. Moș ajun. Eu sunt moșul. Care naiba pilotează elicopterul? De la gaze? Așa, gosule. Te-am încătut și apă cum ai violent posibil. Băi, de bă. Bun, fii atent. Fii atent aici, ascultă bine la mine. Hai, dai pe frecvență frumos. Băi, dai pe stație frumos. O să-ți dăm cătușele jos. Dați-i unul cătușe la suia din mijloc. Cu care e obraznicul care vorbește așa? Bă, nu a lui din mijloc, ăla e cam... Ăsta? Vrei să-ți dau masca aia jos? Ia tăceți, bă, puțin, ia tăceți puțin. Bun, tată, dați-i cătușe la suia îmbrăcat cu alb, cu tricou alb. Dați-i cătușele jos. Să dea pe stație, să vină toată lumea aici. Dar repede că îmi pierd răbdarea și nu... Dacă nu tai, știi ce se întâmplă. Nu, de oricum noi o să stăm pe aici mult și bine, că noi avem de recuperat o... O daună în valoare de 750 de milioane, până la urmă. Mamă, bravo, bravo, domn cadet. Sunteți bun. Taci, mă, taci, n-auzi. A, n-am, n-am știu ce e. Ăsta cu dreduri. Dați-vă mai în spate, faceți loc, faceți loc, faceți loc. Aterizează de elicopterul ăla undeva și stai cu luneta. Da, elicopterul nu trebuie să stea sus să vadă dacă vine cineva altundeva? Trebuie să vadă dacă vine pe stradă elicopterul? Poate și așa, dar nu pe stradă. Nu știu ce așa. Bun, frumos, încet, te duci la stație și îți schimbi toții... Dați-vă unul o stație, că preventa o știe, dați-vă unul o stație. Bă, ia notul la care eu plecat cu elicopterul? Da, normal. Da, 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 pe casă să văd în caz de cineva, dacă vine cineva. Hai, ia taci, mă, taci din gură. Băi, eu nu știu cum merge asta, că e diferită față de-a noastră. Ei, gura, mă, că e cam același model, hai. Hai mai repede, că eu n-am răbdare. Modele e la, mă, ia zice modele. Nu știu ce modele, dar e altul, nu folosim de-astea. Asa ca la organizatia voastra de alea parpalaci. Da, nu stiu, dar nu stiu. Am o frate, nu mai intre fă, ia si scrie acolo, astea sunt astea. N-ai folosit de alea? Nu, nu stiu astea. Dacă intrati pe cascutele astea de la guvernamentale, ce cum faci? Dacă nu v-ați mai folosit de astea. Ce cascutele de la guvernamentale? Alea de... Hai tata, haide, haide că eu n-am răbdare, nu te răbdarea, stai așa să-l pun și pe ăsta. Suntem pe speciale, nu... Hai, pui aia acolo, dar să-l ții de pe zglonțul ăsta de cap. Dar nu știu despre ce vorbești. Mă, băi, faci pe prostul și nu-mi place, fii atent. Vezi că-i gros glonțul, ata zic. Gândește-i înainte să vorbești. Că ți l-am pus, ți-am pus ăsta pe frunte, ești nebun odată, ha? Albăstrâl, gândește-te la tine. Dar nu știu, nu știu. Uite, e rece pe fruntea ta. Nu înțeleg ce e asta. Te gândești la tine rece. La înainte de toată lumea, băi, ca să înțelegi ăsta albăstrâl. Bă, tu să nu mai faci pe Batman aici și să faci odată, că nu salvezi pe nimeni. Ui, acum. Da, stați, ia, stați, acum... să mă las pe jos, că nu știu că folosesc, nu știu ce vrei de la mine. O folosești, băi, tu n-auzi, mă, că o folosești. Bă, dar tu crezi că eu mai stau mult după tine, mă, că-mi pierd răbdarea și te duc la sete și te bat acolo, te rup cu bătaia, n-auzi? Hai eu mai repede odată, că nu stau după tine toată ziua. Dar nu știu despre, nu știu ce e asta, nu știu cum se folosește. Domnule, înțelegeți, domnule, dacă nu știe modelul ăla... Dă-i, mă, una în gura lui ăla, mă, că comentează prea mult. Taci, dracu, mă! Bă, băi, a spart gura. Gata, lasă, 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 faceți spațiu, faceți spațiu, faceți spațiu aici. Ia, că au mai luat pe cineva acolo, ia, cine ăla? Dar nu veniți toți, nu veniți toți! Ia, cine e dânsul, cine ăla? Cine e domnul? Nu știu cine e domnul, nu are absolut nimic la... Am înțeles. Bă, toți, haideți ce faceți, bă? Este șmecher, nu, a? Gata! Hai, faceți puțin spațiu aici la băieți, că dacă nu vor să înțeleagă, ne mutăm aici, practic!
fii atent ce zic, mă, dacă nu vine de la voi acum momentul ăsta. Da, nu aici știu m-am mutat. Ei, tată, cheamă un reprezentant, băi, cheamă un reprezentant aici, hai mai repede. Ce reprezentant? Ei, unde dai tu taxele? Cheamă-l pe la cine dai tu taxele, hai mai repede. Ce taxă? Ei, băi, deja mă iei la mișto, nu? Bă, tata, tu nu fost pușcăria, mă. Nu că n-aveți ce să mințiți, mă, că deja știm... Băi, aveți mandat, tata, aveți mandat, da? Uite, nu știu, ai telefonul în buzunar? Uite-te, caută pe canalul de știri acolo. A fost postat acolo, la canalul de știri. Dacă zici că n-ai telefon, pleacă capacul din spate. N-am zis eu, uite ăsta în alb. Nu eu, da, eu n-am zis. Ăla. Păi nu, l-am avertizat. Mai stau mult după voi? Mai aștept mult? Mai pleci mult la stația aia sau ce faci? Păi nu știu, că aștept să-i o dau cuiva, cu cine o vrea. Bă, tată, tu n-auzi, că intri pe frecvență. Nu am nicio frecvență, tu nu înțelegi că nu... Voi cum comunicați, nu, atunci? Spune și mie. Comunică să vină... Bă, gura, mă, tu n-auzi, iar... Bă, tu comentezi la mine, mă, că-ți dau un cap în gură aici. Tu comentezi la mine, eu îți dau comandatul în față, mă, și în cap. Tu mi-o mor mie pe aici, numai membri guvernamentali, polițiști, jandarmi și din DICOT și tu, măi, pe mine la mișto, faci poze cu ei, pui pe Facebook și după aia gata, n-am făcut nimic, ce-am făcut? Păi, bă, tată, bă! Tu știi câte persoane au murit aici în locul ăsta, fix în locul ăsta aici? 7 pe puțin, tată, 7. S-au zis morții. Dumnezeu să le fie binecuvânteze. Da. Bine, jucați-vă voi cu mine, că... Da, bă. Și pe noi odată cu ei. Cu noi. Hai, mai repede, nu mă interesează. Cheamă-ți șeful, hai. Hai mai repede până nu mă supăr. Nu știu ce, nu am ce să caut, nu știu ce vrei. Bă, tata, fii atent. Eu te duc la tine. Îți iau buletinul frumos, te caut în baza de date, te rup cu bătaie, îți dau amenzi până te uști. Eu nu cu BMW-ul care a făcut. Te bala pușcărie pe viață, da? Asta rezolv puțin. Eu după aia vine aici tot, aici mă cazez. Să știi, da. aici mă mut. Eu aici mă mut până când vă prind pe toți, ne auzi? Voi pe aici nu mai te uitați. Eu nu cu BMW-ul care se întoarce pe aici. Doi de mână. Dar nu putem trei câte trei? Nu. Bun, cine vrea să-l ia pe ăsta aici cu stația mână până la secție, să-l identifice cine e cu buletin, cu tot, ia amprente, tot ce e necesar. Niciunul? Mă duc eu. Cine se duce? Repetam și nevoie de un coleg să ia... Ce colegul? Hai să-i, îl iau eu pe ăsta, mă. Păi colegul, uite azi știi cu noi, mă, ai pe toți. Ăla la alb nu e eu. Ăsta... Trebuie să vină un reprezentant, că altfel casa asta, locul ăsta de aici, blocurile astea, ghetourile astea, ce pula mea sunt. Le dărâmăm, nu-i problemă, le dărâmăm. Trebuie să vină unul. Așa n-am ce fac, dacă nu vin. Ăștia sunt niște tomberoane, niște săgeți, să zicem așa, termeni de ăștia, de-ai lor. Te trage. Pune sechestru pe teritoriul ăsta și la revedere. Exact, dacă nu vin, tot trebuie să vină, că altfel se mută. Da, a fost unul care a plecat de pe lume. Înțeles. Gata, mă, vere, papă. Gata, plecăm, îi luăm pe toți la secție. Bagă-l în dubă, la grămadă. Bă, că sunt mulți aici, frate, sus. Unde-ți mulți? Unde? O mașină ca să le ajungă. Glas verde. Ia, ține-ți pe aia acolo, genunchi. Glas verde, vei de la sport. Luați, în mașină. Hai, vino cu aici. Hai. Băgați dubă acolo în față la ea, acolo și luați, încărcați în dubă. Nu ce putem la noi. Ah, ăla cu porul. Ia extrag. Se trage. Informații de unde se trage, nu mai poate. De noi se trage, de noi. Nu. De noi că trece clasul verde se trage. A cărcat un. Ce voi grijă la astea? A ieșit în oraș ce clas verde după ce a murit aici. Ca mea și pula în copiii lui. O mașină să ridic și eu pot să merg cu la secție? Hai. Dă-mi masca jos că vreau să știu ceva. Helicopter, vezi ceva în aer? Bă, scrap capul, bă, dacă nu ai vrut. Știi tine, bă, nu mai vrei să scrii. Normal. Normal. Trebuie să pleci de aici. Pe în spate ăsta cu elicopterul, pe aici, pe în spate la astea. Cu dubița, du-o aici, ca să vedem. Cădem, gata, ți-i încărca cu ăștia? Cădem, gata, ți-i încărca cu ăștia? Facem vizite mic la fiecare zi. Eu? Da. Fac vil aici, am fac hotel aici. Mă, datele au vila. Bibița, dă-mă în față. Să veniți amenda pentru fiecare minute. Da, exact. Le construim aici, am un vila. Stați un termen, dați-le 5 minute, 10. Nu se ajunge, măriți amenda.
Tu stai, ce pilă tu stai aici? M-a luat ce că am zis, i-am zis la un moment ăsta, dom'le, tu ești prost, mă, un pic, că tu și... Gura, mă, treci acolo, mă, deja mă lași pe mine, hai, treci acolo în genunchi. Păi nu, mai ai întrebat ce e cu mine, am găsit într-un subsol o cameră de tortură, găsim ustensile. Poze, poze, trage poze, tot, 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 cadre. Trageți poze, faceți poze, tot, tot, tot. Le-am găsit garajul eu. Închide sirene, ce e cu sirene, închide sirene. Avem dinți. Un clește, o cheie francez și o manșetă care-i păta cu stângi și niște acid. Aș probe. Facem acum poză, dinți o să-i luăm pentru să identificăm a cui sunt. Fel și sângele, la criminalist că-l ducem. Este unul care fuge, mai este unul care fuge. Hai, echipa rachetă, urcați-mi după. Bun, băieți, am dat un anunț de ăsta special de-al poliției, le-am spus să se prezinte în mod pașnic la casă. Deci, vă rog frumos, îmi plăcează pe testor. Vasilescu, vezi că le dau glonț dacă mai comentează ăștia, că nu mai spun. Nu le da, nu le da glonț. Adu-i, adu-i, nu, 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 băi, vii, adu-i-mă în coac, am dat anunț. Adu-i în coac, adu-i în coac. Adu-i în coac frumos, le-am spus să vină în mod pașnic. Adu-i în coac, în parcare, pune aici în genunchi. Nu pleacă nicăieri de aici. Un coleg de la poliție lui i-a dat fatală la unul. Dă în jos, mă. Cine ăla îl sancționează. Dăm jos pe ăștia. Mai căutați prin camerele astea, poate mai găsim mostre ceva. Sunt niște băieți care găsesc cocaină. Împărțiți-vă pe aici, să stăm în caz că vin pe bătaie. Că nu știu dacă vine imot pașnic. Că sunt cam animale. Sigur, dacă vin animale, e obeles. Ce? Da, după cum vorbesc ăștia de pe aici, sunt animale. Animal sunt și eu, dacă văd așa. Și eu, îți dai seama. Ok, veniți, veniți. Verificați celelalte subsoare care mai sunt despre, mai găsim mostre ceva. Le-am găsit garajul. Unde pleacă dubele masă? Pleacă cu ea? Vasilescule! Pleacă cu băieții aia, îi duce la secție. Luați-și unul baza, că sunt aici, sunt aici, sunt aici, sunt aici, sunt aici. Ia ceva baza, că... Ai trimis pe ea la secție? Vezi cine a plecat, cine a plecat, cine a plecat cu ea la secție? Eu, eu, eu. A, Robișcu, Robișcu, Robișcu a plecat. Are capul spart, cred. Bun, îl identifici pe ăla, vezi, buletin, amprentă, tot. Da, sunt aici. Doi, bun. Avem doi. Bun, după ia care doi, îi ții în, în celul acolo. Nu-i scos de acolo, îi ții până vine la interogare. Da, acolo e. Da, să trăiți. Pune un bandaj la cap, pune un bandaj la cap. Vine unul cu un range. Lasă-l să vină, lasă-l să vină încă. E de tare unul. Treabă. Nu aici, că ar trebui să stai secție. Dupele au plecat. Cred că morg pe clădirea de lângă, ca să vă țin în altă rodul pe clădirea de lângă. Bine, se vea. Nu au idee, că dacă nu se prezintă, e mai rău pentru ei. Eu pe aici am avut. Gura, mă. Bro, ce dat în spate, nu. Hai, pe tine te văd mai așa. Hai, mai găsim o strică, mă? Îți dau o stație, îi chem pe toți aici. Ca să mai dau eu anunțuri. Ce stație, domnul? Ce stație? Ia-mă-ți toți ăștia, prietenii tăi din organizație. Unde să stau, domnul? Pe, la stația de autobuz, unde? Atunci v-aș fi tu joc de mine, mă? Ba, nu mai îți bată joc, că-ți dau fatală și nu mai dai drept. Nu-i mai, dar nu-i mai dacă îi deduci la operație. Mă doare undeva. Bă, tu vrei să te bai la carceră, mă, la secția de poliție? Vrei să vezi cum e carcera? Eu ți arăt, dacă tu vrei, mergem și te arăt. Mamă, și la carcera e ăla negru ăla, ma. Exact. A, negru ăla de 2 metri, mă. El negru acolo. Mamă, domnul, mamă.
Hei! Ce bătaie am avut cu... Da, ce faci acum? Nu cooperezi. Și e mai rău pentru tine mai târziu. Te asigur eu de chestia asta. Nu cooperezi. Hei! Ai auzit ce am zis eu? Nu mă interesează. Ce e săgeată? Ce ești pe aici tu? Ce săgeată, domnule? Unde? E ceva mostre, cocaină... Sunt vecini, domnule, am venit aici. Vecini, bun, hai nu mă interesează pe mine. Aici, cu vecinii tăi, bun, așa... Așa spuneți voi mai nou, vecini, bun, am înțeles. Deci vecini. Cheamă-ți vecinii încă mai repede, hai. Vezi într-o mașină de spălat bani mur. Vede, deja te întinzi și te duc la carceră deja. Băi, erau, băi, te-ai ajutat înainte, eu m-am dus de pe la... Bă, trebuie să te aici, mă, că-ți dau la post de aici, știi cât sunt pe aici, colcă e de pe aici. Cu arme, mână, cu... Eu mă duc la prietenul meu. Ce prietenul tău, mă? Fimiu, Fimiu, Fimiu. Cu-l cheam pe... Fimiu face... Pe cine? Cu-l cheam pe Fitu, cum pe cine? Pe Fimiu? Violet. Ah, Violet, a venit așa. Uite că a venit unul aici. Ia, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, treci în genunchi, treci în genunchi. Hai, în genunchi. În genunchi, în genunchi, în genunchi, hai. Și aici am mâncat faci gura voastră. În genunchi. În genunchi. Bă, băieți, calmați. Hai, cheamă-i și pe ceilalți, nu mai... Băi, dar nici nu fac parte din familie, mă, băieți. Hai, mă, tata, mă, hai, mă, lasă tu vrăjeala, că am post de cu tine, am post de cu tine. Ai post de cu mine? Ai fost filat, tată. Nu știu de cât tip ești filat. Nici nu mă cunoști, mă, asta e problema, că nu mă cunoști. Nu e nevoie să te cunosc. E suficient să te postezi pe rețeaua de socializare. E copter, s-a dus mai prin preajmă. Ăștia fug, mă, și nu văd jandarmii, bă, tată. A, simă, că dacă fug, punem sechestru pe toată zona asta. Nu-i problemă, nu-i problemă. Elicopterul unde s-a parcat? Bă, gura, mă, vorbesc cu tine acum? Da, domnule, eu v-am zis că ți-o dat scătușe. Vorbesc cu tine acum, cumva? Da, nu este normal, domnule. Te bag eu pe tine la scoarceră. Da jos din elicopter, ci sunt cu arme mână, cred. Da, prost. L-ai lăsat acolo, gata, s-a terminat. Bun. Iată, un elicopter se mai duce pe o clădire înaltă. Îți dau o stat în caz că n-ai. Vasilos cu părintul am părăsit orașul, trebuie să mă ajungi. Da, mă, da. Dumnezeu. Bun. L-ai lăsat acolo. Iată ce-ți mă pe frecvența asta. E, acum chiar că nu mai ai ce să-i fac. Îți dau o stație, dacă nu cumva deja s-ar putea să ai o cască o stație. Ți-am zis cum mai trec că nu fac parte de aici. Nu faci. Uite cu sniper-ul. Dă-i, dacă are... Nu și pe partea că nu faci parte, nu mă interesează. Tu știi cum faci acum? Îi chem pe toți aici. Nu mă interesează. Unde, zi unde? Nu îi chem? Ei, la jigură. Nu îi chem? Merge la secție, te va la carceră. S-a tras. Luați suspecție, ce mai probabil eu moară. Se trage, ne mutăm aici, nu-i problemă, ne mutăm aici, aici am fac noua redigență. Asta e după clădire. Căzut, asta e aici. Ba, faci, lasă-mă, tata, ce cum acest mai de-astea, crezi că mai era mișto, mai. Hainele astea le-am luat. Să mai e una pe... Da, am o post de ofis cu tine. Te lauzi pe rețeaua de socializare. Trebuie să faceți o percheziție. Păi fai-mi o percheziție, astea sunt de formă, tata, sunt jucării. Păi m-am întors de la Air Force, tata. Da, fii atent, tata, eu am niște imagini cu tine preluate de pe rețeaua de socializare. Cum te luăm? Dai cu niște armamente de calibru mare, fix aici. Totodată am venit și un cadavru. Da. Nu sunt eu în poze. Cum nu ești tu? Păi seama fix cu tine. Păi da, vrei să-ți dau buletinul să vezi că nu sunt eu în poze? Că nu e nevoie de buletin, că buletinul ți-l iau eu oricum la secție, stai liniștit. Păi oricum nu ai ce să mii, stai liniștit. Te caut în bază de date, stai liniștit. Nici nu-l cunoașteți. Vă rog, schimbați stația dacă vreți. Dacă asta, sunt îmbrăcat într-un anumit fel, gata sunt de-ai lor? Păi tată, n-auzi? Păi ce? Ce n-aud? Ia zi. Auzi sau n-auzi ce am spus eu până acum? Păi ce s-aud? Ia zi. N-aud de domnul Vasilescu, mă. Să-l luat și pe ăsta la secție, că nu stau să mă... Au, ăsta leșină pe aici, ce făcut? Aduce și pe cineva de la criminalistică să identificăm un cadavru, cred că e pe ducă ăsta. Domnul Vasilescu, noi l-am identificat pe băiatul ăsta, vă așteaptă aici într-o celulă, la celula 2. Ce fac, au tras railor să-i omoare? Asta vreau, aveam intenția. Bun, nu-i problema, vor să scape, vor să scape de ei, bun. Îți mai aduceți și mie repede o dubă aici la casa asta, nu știu, treacă de casa, nu știu că vin, se aterizează un alt elicopter. Oh, s-au făcut focul, am nevoie de interdict. Eu trag. Noi tragem. Cum la elicopterul ăla? Am înțeles. Hai că aterizez și eu cu un elicopter pe o clădire să am și eu prioritate. Bun, să vină cineva cu o dubă la această locație, vă rog frumos.
să vină cu... A, avem duba de Deacon, numai. Hai să luăm pe domnul duba de Deacon. Ata plecăm? Luăm la secție. Păi luăm la secție, revenim după aia, nu-i problemă, revenim, facem curățenie aici. Îl ridic? Păi, da. Gura mă, n-auzi, nu mai vorbești. În acest moment, nu mai vorbești. Hai că avem colegul cu helicopterul. Bine mă, cu metre, nu mai vorbesc. Dar după să nu te miri de ce nu vorbesc. Vorbești când îți dai o voie sau când îți vine avocatul. Dacă ai avocat, dacă îți permiți un avocat, dacă nu îți permiți un avocat, o să primești unul din oficiu. Stai, puiule, că e greu. E greu? Păi, dar e și tare în gură, mă, băiatule, mă. Luați-l pe ăsta! Ca nu, că nu puteți. Hai, treci. Colegii e unul, tocmai aici, am plecat la albastru. Îi luați pe toți. A, încărcați-l pe ăsta în două aici, de dincă. Acolo ce s-a întâmplat? Nu mai revine, nu? Bun. Deschideți duba. Cine-i cu duba? Deschideți duba de Deacon. Nu e a mea. Atunci jeepul ăla mica cu ei. Mai mă aude cineva? Unde-s toți, mă? Vino la duba de Deacon, Vasescu. Am găsit un domn aici, John Hutz, CNP7. Bun! Unde? Aici, ala, vine acum. Aaa! Că n-are buletinul la el. Aaa! S-a prezentat ca John Hutz, CNP7. Ce John Hutz, mă? Ce ia să-l aud eu? Uite-l ca acum vine, uite-l aici. Hai, lăsați armele. Asta zic, de asta, măcar tu să fii mai... Haideți, să mergem. Unde s-a tras, domnule, că eu n-au nimica, unde să vin? Hai jos. Dar eu, de ce, unde să vin? La secție, vă dați seama că nu... Pentru ce la secție? Ați fost surprins, sunt diferite ipostaze și în fotografii preluate de pe rețeaua de tot ce le dare atât de acești domni. Da? Eu? Da, dumneavoastră. Ia, uite, într-o persoană îmbrăcată cam ca aceea. Au fost preluate diverse imagini de pe rețeaua de socializare. A proprietarului. Nu-i problemă. Oricum, nu-i problemă. Aici se pune să chestia. Haideți în dubiță. Dumneavoastră sunteți proprietarul? Vreți să mă încătușați? V-am încătușat eu până acum? Nu, v-am întrebat. Eu v-am întrebat dacă dumneavoastră sunteți proprietarul acestei... Nu da, mine nu sunt, uitați, dacă vreți să vă arăt hainele. Domnul este chiriaș aici la mine. A, bun, ești chiriaș. Uitați, dumneavoastră ia, cunoaște... Mine, nu, stați, gata, bun. Are încă un elicopter. Dar e multă gălăgie în stradă, uitați. Ai încă un elicopter. Ne înțelegem la secție, domnul, să fie... Haideți că ne înțelegem la secție. Păi stați așa. Păi m-ați întrebat dacă sunt proprietar. Vreți să vă arăt haine, ceva? Nu este nevoie, ne înțelegem la secția de poliție, dacă vreți să dați niște declarații. Fără nicio problemă. Haideți la secție. Haideți la dubă. N-aveți neastră o mașină mai frumoasă, că să mor eu, nu-mi place. Dumneavoastră puteți urcați în față. Haideți aici, domnul. În dubă neapărat? În față, puteți urcați în față. În față, nu în dubă. Nu m-am duc la secție să lămuresc problema. Poți să mă urc și aici sau? Urcă-te. Nu. Împinge-mă și pe mine de spate puțin. Bem. Așa. Se vă pune și centura, domne, da? Puneți-i colegul, centura al domnului. Aveți nevoie să vin și eu? Nu-i nevoie. Acum a venit la secție, băieți. Centura închide ușa de ei. Cealaltă parte. Închide ușa la duba, că pică ăla. Haideți la secție. Ia, stai. Stau ca un lucru. Stai așa cu duba.
Hai, urcați aici, urcați în mașina asta. Bă, mulțumesc frumos. Hai, băieți, hai la secție. Vedeți că la care i-ați zis voi că i-ați dat letal, s-a prefăcut mort. El dacă s-a prefăcut, el. Cum frate meu că l-au călcat, s-a cu mine e vorbeți? Nu, 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 păi stați aici, mașina l-au căscuță rău la urechi. Iubire. Ne sună cu mine în clădire, vă rog frumos. Repet. Haideți, haideți. Nu, pe ăla îl băgați la într-o celulă până discut eu cu domnul. Pentru portieră. Mamă, ce bine că s-au prins serile alea când rupeau capul. Haideți. Domnul, vă mai spun o dată, mă auziți? Ce să iau? Abetul? Unul din chiriașii dumneavoastră, să înțeleg. Păi da, eu am acolo... Alți chiriași de dumneavoastră. Stai, stai cu motru meu, că așa. Peștea domnul Smur, repede la celule, acum! I-am văzut eu pe rețeaua de socializare, audio, video, tot, videoclipuri, se potează cu videoclipuri. Omorând membrii guvernamentali, ca să vă faceți așa o idee. Totodată acolo asta... unde aveți dumneavoastră chiria, am pierdut un ofițer. Adinar, când ne-am dus acolo să executăm mandatul, am pierdut un ofițer, a tras cineva de acolo. Doamne ferește. Bun, eu o să vă aduc de pe acum, la cunoștință, faptele care s-au săvârșit acolo. Deci, îți ține arme de calitumare. Hai medic, haide, vină cu asta. Stați așa un pic, stați așa un pic. Da, n-am greșit cu nimic. Da, vorbiți cu... Da, domnule, stai cu minte și ascult să vezi ce vorbesc cu ăștia. Aplicații amendă, care au ucis. Vezi, dar noi o să puneți sechestrul pe proprietatea dumneavoastră, vă dați seama. Da. De ce să puneți sechestrul? Acolo s-a întâmplat fără de legi, vă dați seama. Da, dar proprietatea în sine nu a ucis pe nimeni. Ba da, ba da, ba da, ba da. În acea proprietate. Vă arăt imagini. Stați așa un pic, că dacă vorbiți totodată, eu nu mai înțeleg nimic. Vă arăt imagini preluate de pe rețeaua de socializare comună, acea proprietate, au fost ucise membrii, au fost ucis membrii guvernamentali, din DICOT, Interpol și Poliția Română. Pentru această chestie avem puterea oferită de către stat, da, de către domnul președinte și de domnul primar, de a pune sechestrul pe acea proprietate. Doamne, trebuie să chem preot să simțesc acolo numai fără de legi și crime, doamne. Nici nu vine să cred că asta s-a întâmplat pe proprietatea mea. În incinta casei a fost găsită o cameră de tortură cu dinți acizi și sânge. O cameră chiriași... de tortură? Da, chiriașii dumneavoastră, haideți să vă spun, chiriașii dumneavoastră sunt responsabili pentru moartea peste 13 membri departamentului de poliție Interpol și DICOT. Pentru această chestie s-a intrat prin infracție în această secție. O dată aici și o dată în deșert. Au intrat în infracție. Și ce au făcut aici? Au făcut poze, au început să tragă aiurea, asta am văzut pe rețeaua de socializare, că asta au făcut, au postat acolo. Nu, cred așa, da, na. Bine, dar pe ce bază, cum să vă spun, cum ați, da, nu știu cum lucrați dumneavoastră, de ați făcut legătura... Nu, eu am avut pe cineva infiltrat acolo, deci n-are rost. Acolo unde? În această organizație, CRIPS, cum se numește. Organizație? Da, da, da. Băieți, da.
Avem ca obiectiv arestarea membrilor și destructurarea organizației. Asta avem ca obiectiv noi. Bagă mâinile prin celulă pe aici, printre gratii. Deci, mai exact, da. Păi vă că i-ați prins, nu? Cred că ei sunt. Nu, sunt mai mulți, sunt mai mulți. Mai mulți? Cred că sunt peste 20. Păi eu am 5 chiriași doar. Nu, e posibil. Am vrut să-i mai verificați. Domnule, aia e părerea mea. Cine știe ce mai vă arăt, vă arăt dovezile, nu-i problem. Vedeți o grămadă de fotografie, o grămadă de imagini. Deci o grămadă de imagini. Da. Vă spun, noi o să punem sechestru pe acea proprietate. Amenda o să fie de 75 de milioane acordată de către domnul primar. Nu. Stați așa, amenda pentru cine? Pentru cei care au comis fără de legele, nu? Păi bineînțeles, dar... De ce puneți mie amenda nu, ca păi o să fie pe proprietate. Proprietatea o pune sechestru pe ea. Vreți să o eliberăm? Amenda, din câte știu eu, amenda se dă pe persoană. Că dacă, de exemplu, eu conduc mașina și încalc limita de viteză, dumneata m-am mers pe mine, nu cred că mai amendez mașina. Cred, dar dumneavoastră n-am zis să mai contați acolo. Nu, noi o să punem în momentul acesta sechestru. Păi lăsați-mi... Și până ce daunele nu vor fi plătite, noi nu mai plătăm de acolo. Păi, dar nu v-am făcut eu nicio daună ca dumneavoastră. Corect, nu dumneavoastră, dar am înțeles că băieții răspund mai departe și ei plătesc niște taxe săptămânale. Cine? Presupun că cine colectează acele taxe trebuie să dea pe acolo, să dea și un taxa. Să vină pe acolo. Păi da, trebuie să dea și taxa. Depinde la cine dau taxele alea. Și cred că băgăm mâna în buzunar. Ce taxe, șefule? Despre ce taxe vorbiți? Sunt niște taxe așa la final de săptămână, în care acele taxe merg la niște afaceriști mai nou, aflând informații în informații, se află multe, vă dați seama. Vin o grămadă de persoane la secția de poliție să dea informații. Informații despre afaceriști. Da, afaceriști, da. Afaceriști care nu tocmai sunt afaceriști. Dar nu-i problemă. Păi sunt afaceri sau nu sunt afaceri? Dacă sunt afaceriști, să-mi spuneți și mie de ce negociază cu infractorii. Cu ce infractori? Aceștia nu sunt infractori, chiriași ăștia care îi spune de noastră, chiriași. Dar eu n-am comis nicio... Nimic. N-am făcut nimic, șefule, eu doar i-am luat. N-ai făcut nimic. Cu tine am o poză, mă. I-ai făcut o poză acolo la proprietatea eu, respectivă. Nu tu, mă. Ăla cu mască de acolo și cu șapcă. Păi și eu ce-am făcut, mă, de calibru mare în mână. Păi mine, mă, le-a de pe stradă. N-ai de unde să știi că sunt eu, tata. N-am făcut nicio... Bă, uite, exact așa îmbrăcat. Exact așa. Picioare, tatuaje, uite, exact picioare, uite, exact aceeași tatuaje. Și tatuaje nu mai are lumea, mă. N-ai, exact aceleași, exact aceleași. Bun, el a nu făcut, cine ce a făcut sunt... dânsul? Puteți să mă verificați în baza de date. Eu de nu ține de arme calibru mare. Eu doar sunt chiriaș și atât. Da, sunteți păi nu am arme de calibru mare, da, 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 da. Deci sunteți vreo două, cel puțin 20 de persoane chiriași. Uite, mă, eu nu am... Și sunteți îmbrăcați, de ce sunteți îmbrăcați toți la fel? Că eu nu înțeleg. Ce sunteți voi? Echipa de fotbal? Ce sunteți voi? Da. Da. Nu. Eu am venit de la echipa de baseball, da. Am retrogradat în Liga 3 și m-am lăsat. Bun, și... nu e problemă. Noi o să punem sechestul pe proprietatea dumneavoastră. Până ce daune nu vor fi plătite, noi nu o să plecăm de acolo. Puteți să mă scoate și pe mine de aici? Nu, nu, dumneavoastră nu o să fiți scos, o să plegeți puțin prea mititica. Nu, absolut nimic, n-am făcut nicio infracțiune. Dar vă spun eu că ați comis destul de infracțiuni. Păi, arătați-mi dovezi atunci dacă am comis o infracțiune. Da, orice dovadă... care mi-a există a fost cu... deja am să a fost deja dată. Mandatul nu a fost eliberat. Mandatul nu a fost eliberat decât în prezența domnului primar și a domnului președinte care au revizuit dovezile și au fost de acord. Dar nu înțelegeți dumneavoastră că eu nu am eu vreau să eu doar sun, eram chiriaș. Sunați, plăteam o chirie. Sunați la primărie, domnule, haide, sunați. Sunați la primărie, sunați pe primar. Sunați și pe avocat. De ce, domne? Terminăm noi repede. Păi vă că îmi puneți sechestru pe proprietatea mea și nu înțeleg de ce. Vă pregătiți de tribunal? Ce treabă am, domne, cu tribunalul? Cât? Cât? Dar de ce vă puneți râsul, domn polițist? Să vedem dacă ai bani să plătești amendă. Eu nu vă crede nimeni aici, domne. Te mai faci, te mai faci. Nimeni nu râde aici, nimeni nu râde. Râdeți de soarta, omule. Salutare băieți, salutare! Nu știu ce, cine sunteți dumneavoastră. Păi aia zic, nu știu ce m-au adus, că eu luam păiștea în... Nu știu, chemați pe cine vreți dumneavoastră, avocat, primar, președinte... Până un
alta, puteți să mă verificați și pe mine? Baza, nu, da, până una, da, putem. Băieți, luați-l pe domnul, luați-i amprenta, luați-i tot să ne listăm și noi baza de date. Da, bineînțeles că nu voia nimeni de pe nedrept ăsta, nu știți. Care dintre ei? Băiatul cu șapcă, da. El deja e recalcitrant, ia-l, e deja recalcitrant. Dar era să e complicat. Ci se pare că ești neîndreptățit aici la secție, nu-ți convine. Hai, vino cu aia. Veniți încoace, domnul. Foarte rău, Avram, foarte rău sunt. V-am zis că sunt avalanșa de buletinele mele. Întotdeauna câștigă legea. Până nu ți-e fric, domnule. Ce faci, colegul? Pune-i înapoi. Ia uite, tu ai, ce e acolo în urechi? O căscuță, ce e acolo? Îmbracă-l înapoi. Vezi că nu ai prune în gură, nu știu ce. N-am mâncat ăsta, că nu mănâncă, nu... Nu le dă la chirie acolo. Da, la chirie. AirPod, șefule, vorbești eu cu familia. Păi și tu vorbești cu AirPod-ul sau cum? Că ce familie vorbești tu? Cu familia de pe altă, din altă țară. Eu am plecat de aici în oraș ca să fac bani. Ai plecat de aici în oraș? Nu, stai că nu înțeleg. Ai plecat de aici în oraș? Unde ai plecat de aici în oraș? Păi eu m-am născut la țară, domnule. Te-ai născut la țară, cum? Și la țară te-am învățat cu... Faci fără de legi în acest oraș, în orașul meu? Nu, am făcut nicio fără de lege, domnule. N-am nimic la mine, n-am... Nu e problemă, tată. Vă rezolv eu pe toți. Stai, puneiște. Chivi așa, auzi. Las că discut eu și cu domnul ăla de acolo, care e proprietarul. Între patru ochi. Îl știu mai bine. V-am zis că am mai puțin de 5. Îl știu foarte bine pe el. 1066. Ia să vedem ce face domnul acolo la amprente și toate cele, ia să vedem ce face. Știm? La băiatul ăla i-am aflat eu, l-am în baza de date la mine pe tabletă. Nu, pe ăla, pe celălalt. Da. Pe ăsta la meu, când aveți nevoie, să spuneți. Pe ăsta la costumul cauz, nu? Nu, aici. Da, tata, ce e? A leșinat colegul dumneavoastră. Oule. Păi, chemați-vă un smurt, că a leșinat ăsta aici. Ce ai făcut, mă? Vezi camera aici, e pornită. Alo, da? Nu, e camera. Ia uite, mi-a închis. Asta este, mi-a închis. Probabil s-a deshidratat, dar na. Ia, chemați un medic. Ce a pățit ăsta? Domnul cu pălărie, că nu știu cum vă numiți. Stați puțin, imediat, țineți-vă ideea. Vasile, cum mă numesc, imediat. Alo, da? Da? Niște băieți în albastru survolează secția. Survolează secția? Bun, dacă... Prima cu mașinile. Dacă... Bun, ia stai așa. Domnul proprietar, auziți, chiria și dumneavoastră cam survolează secția de poliție. Ce înseamnă asta? Stați așa un pic, vă rog. În ce scuze, dumneavoastră, cum să mă adresez? Cu mine vorbești? Cu dumneavoastră vorbesc, da. Cum noi doi ne cunoaștem, nu cred că ar fi prea cazul să mai discutăm alte chestii. Am înțeles. Discut cu dumneavoastră 3-4 ori mai târziu, dar eu v-am spus că chiria și dumneavoastră survolează secția asta. Eu nu înțeleg de unde așa niște persoane care trec pe lângă secție sunt deodată chirași și mei care survolează secția. Păi sunt exact la fel ca dânsii. Ce aveți dumneavoastră? Păi exact la fel cum, domnule. M-a sunat acum. Da, vă rog eu frumos, trimiteți-mi și mie un avocat că mă doare gât aici. Haideți că trebuie să... Deci, domnul meu, de acum nu înțeleg. Duceți-vă, haideți să mergem în tot orașul și să arestăm. Ce căutăm să arestăm? Persoane care arată cum? Bun, haideți că deja devin la subiect. Deci, chiriaș și dumneavoastră, spuneți că sunt chiriaș, da? Haideți să o luăm unul pe partea asta. Chiriaș. Da, bun, câțiva vreo 20 cel puțin. Da. Bun, eu vă spun că cel puțin 20. Aici să moară, da, la fiecare parte, da. Aveți un chiriaș care băiatul ăla dezbrăcat ne-a scutat cu shotgun-ul în baie. Băi, ce ți-a dat voie, mă, să-mi iei? Ce chiriaș e ăla cu shotgun-ul în baie? Ia uite, șefule, e chiriaș care își plătește chiria mai departe, nu mă interesează ce face și de unde face, nu? Care tot comentează, mă? A vinut cu aici, e celulă, băi, e celulă, mă? Da, vă rog. Și că mă, odată. Băi, intrăm în celulă, mă, marma pe tine, mă, cum vă faci? Ia, dă-te puțin, colegul.
Nu văd dacă arma. Nu mai dau mai, nu mai dau. Lasă-l să meargă. Ce dai bine, ești retard că nu mi-ai zis. Te lipesc de cap. Gata, mă, că ai intrat, i-am închis și ușa. Nu știu ce fel de proces am, domn avocat, să vină să mă ajute că. Domnul Vasilescu, domnul mai Daniel, mă, nu mai Daniel. Plătesc săptămâna. Vă cheamă deținutul de cazier de acolo. Acum. Ia vino mă încolo. Păiți, ia vedeți cum faceți voi, că sunteți deja prea mulți, stați câte doi la fiecare ușă și eliberați din zonă pe aici, că sunteți prea mulți. Să trăiți. Perfect, perfect. Perfect. Da. Te-a luat colegul tău. Stai liniștit, tata, nu-i problemă. Gata. Păi puteți să mă verificați dumneavoastră, domn Vasilescu, să vedeți că... Nu are da, Vasilescu deci, bun, nu are nimic, îi luați amprente. N-am un buletin asupra mea, dar cunosc CNP-ul dacă vreți, vi-l dau. Nu este, nu este necesar. Cum adică, pe Iisus mărșie? Nu merg scos, sunt lipite cu super glue. Da, da, nu merg. Posibil. Ok, ia-l după facial, atunci apoi eu pot du-te la computer și deschide programul de rulare facial și faci câteva poze și îl poți în bază de dat. Să vă avem aici trebuie să-l gătești și cer CNP-ul și numele, că trebuie să-l dea acolo neapărat. Da, păi o să uit acum, să te găsești că domnul imediat pe o secundă. Vezi că ai grijă cu sistemul, că e puțin cam tricky, știi? E nou nouț de gata. Apoi ce-mi bapul sistemul. Au zis domn Vasilescu? Bată colegul, bată, dă-i. Hai și tu în celul, eu știu tine acolo că faci. Băiat ăsta ce-ai mai făcut, domnule? De ce vorbește așa ură cu ei? Chiar ușor cu arma ta, că nu se întâmplă. CNP-ul dumneavoastră, știți? Da, nu știu nicio, deja exagerează. Da. Am spus pătui să nu discuți și să-mi aștept avocatul. Dacă puteți să-mi dați și pe undeva un birou a dumneavoastră, ați înțeles? Poate mă uit pe niște filmări până vine domnul avocat, ca să... Tot am auzit de niște filmări. Am să vă trimit niște imagini dacă dați faxul sau numărul de telefon direct. Am să... Da, cred că aveți deja faxul meu dacă nu mă înșel, nu? Eu așa știam de ultima oră, eu așa știam, dar v-ați fi schimbat. Am încercat să vă și sun, dar... Na. Ați încercat să mă sunați? Da, da, da. Ia să vedem aici. Auzi? Stau eu înăuntru, stai tu afară. Nu e asta. Asta este. Ia, vedeți? Ia, asta e! Da, uitați, sună! Ah, asta e, asta. Haideți că vă trimit niște imagini, da? E, de nu dai niște imagini acum... Vedeți voi acum. Asta ca să nu mai zică băieții că... Nu le dăm... Dovezi. Deci, odată, hai să-i dau cu băiatul. Uite, chiriașii care s-au pus pe rețeaua de socializare. Eu? Da. Nu știu. Care e bă? Asta, tu care ești? Așa. Bun, deci fii antenă. Eu verific Ia vedeți că încep să vă trimit niște imagini acum. Astea sunt preluate de pe rețeaua de socializare, da? Haideți să vă mai trimit câteva. Păi da, domnule, sunt campion la paintball, da, domnule. Da, 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 haideți să vă mai arăt ceva. Haideți, stați așa. Deci aveți o imagine cu niște oameni nu care este, niște arme este de paintball. Nu este numai o... Tata, sunt arme de paintball. Bun. Haideți să vă mai arăt niște imagini. Sportiv de performanță, paintball, fotbal... Bun, aceasta este din locuința dumneavoastră, din proprietatea dumneavoastră. Pusă pe rețeaua de socializare, da? Ok, ok. Bun, vă vreți să vă mai arăt? Stați așa, că ce vedem aici? Vedem cum
Și văd cum fac o glumă între ei. Ăia din spate se cunosc între ei, doar o fac pe morții, sunt îmbrăcat în polițai. Doamne, ferească-mă, că râd și curcile. Domnul Cutreturi, dacă nu sunteți serios cu mine, deja nu mai vreau să discut cu dumneavoastră. Domnul meu, eu sunt foarte... Cum, domnul meu? Domnul meu, dar serios, ne luăm pe niște... N-am cu cine să discut, hai că... Cum să n-aveți cu cine, domnule, dar veniți și dumneavoastră? Puneți echipe acolo să girați toată proprietatea. Șeful! Și ce lați-o, domnule, altceva? Da. Vezi cu vinit... alte dovezi mai aveți? Avem suficiente dovezi. Nu mai, mai arătați, vă rog, tot așa, poze din astea? Da, avem destule, nu cred că este nevoie. Le-a revizuit domnul primar cu domnul președinte, nu mai este nevoie. Sigilați toată zona acolo, proprietatea. Păi uitați, vreau să le previziez și eu, cum adică nu este... Aoleu, ce mamă! Mamă, ce m-a scăpat asta, ce scuze. Controlați-vă, șeful, uitați ce parte agresivă aveți. E de la nervi. Deci dumneavoastră, păi normal că sunteți nervos, că aveți niște dovezi de 2 lei. Dacă ați avea niște dovezi ca lumea, mi le-ați arătat și mie. Bun. Îmi trimiteți două poze și pentru asta puneți sechestrul pe proprietatea mea? Pentru două poze? Bun, băieți, sigilați toată proprietatea, nimeni nu intră în proprietatea respectivă, nimeni nu este acolo. În 3 minute se va face un mic control de rutină la secție, verificarea ușilor. Verificați ușile, toate ușile la secție le verificați. 3 minute. Da. Sau putem scăde și la 2 minute maxim. Adică eu îi arăt dovezile, imaginile preluate de prețoare socializare cu ei și mă ia pe mine de râdere. Proprietarul. Vasilescu, da. O chestie, vezi că au venit mostrile la cei de la criminalist, la sergilei de pe manșeta aia și au verificat ședinția cui sunt. Mai știi că acum nu știu cât timp l-ai dat la dispărut pe un domn pe nume El Padrino? Păi cum sunt? Da, pe el am dat. Sângele este a lui. Ha, ia uite. Foarte bine, bravo. Ați filmat când s-au găsit probele? Da, bodycam-ul meu a filmat. Bun, foarte bine. Am unde făcut și că... poți, vezi că ți-am trimis acolo, pe baza aia. Și eu am făcut. Nu? Nu vă mai... Ce faceți aici? Mă uitam și eu, m-am tras atenția. Haideți, vă rog frumos, nu aveți treabă dumneavoastră aici. Haideți. Părea domnul când era mic și de rog. Să vă chemați avocatul, dacă aveți... Păi l-am chemat, domnul avocat era la o cină cu nevasta lui, că abia făceau, nu știu. Da, le dau cu dovezile în cap și ei nu, că n-au... Asta e că îi mai trimit, le mai trimit, stai așa. Auziți? Ia să-mi spuneți și mie, să-mi explicați, Chiria și dumneavoastră, ce fac cu mașinile noastre, cu autospecialele noastre? Asta tot la fel e glumiță, e scenă sau ce? Că nu înțeleg. Oricum, s-ați liniștit, că noi avem destul de dovezi, am și i-am filat destul de... Ce văd acolo? Sunt două mașini de poliție și și-au făcut poze lângă ele. Așa, și unde sunt acele două mașini care sunt dispărute din dotarea poliției? Am impresia că e garajul de la noi de acasă, dar aveți care impresia? E problema? Dar spun că exact este, cum e că problema? Dispar autospeciale din dotare și care e problema? Dar stați așa o leacă, domnul meu, erau parcate acolo, cine știe, nu poate există parcate, mă, nu există parcate. Doamne, uite, ia poftim altă imagine. Deci, am să vă fac poze să vedeți câte autospeciale. Spune mie de autospeciale. Uite, tata, ai că-i dai acum la autospeciale. Ați acum de la două mașini parcate. Ia uite, mă, n-ai voie să mai faci poză. O poză. Ia, uite, alta. Ia. Na, uite, ia. Ia. Ce eteroare mai arăți? Uite. Alta. Și astea sunt parcate acolo, mă? Și astea sunt parcate. Da, păi, cum să vă... Ai, mă, nu spune mie. Cred că, ia atent, cred eu spun că, eu că amendarea, nu, mă gândeam să o dau la jumate, dar nu mai dau la jumate. Nu, cred că domn Chestor, cred că ce s-a întâmplat în felul următor. Ce s-a întâmplat? Am impresia că și voi la poliție aveți aici echipă de paintball și cred că băieții s-au împrietenit pe teren. Da, desigur, avem. Au făcut vreun grătar după cum să, ceva. Da. Ia vedeți, asta cum este de pe rețeaua de socializare? Și să țineți cont că l-am găsit decedat pe domnul... Da? Cine era? La magazin l-am găsit decedat. Păi uite, Chiria și dumneavoastră...
chiria și dumneavoastră? De ce sunt aia chiriașii mei? Aia doi eu ne-am văzut în viața mea. Ia, vă spun eu că sunt chiriașii dumneavoastră. Ne-am surprins pe camera de la magazin cum au dat cejaf, da? Și l-au ucis cu sânge rece. E fiți atent. Ăștia doi nu sunt chiriașii mei și nu știu cum vezi tu pe filmare că aia sunt chiriașii mei. Am prindeți fluturi. Da, 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 bun, nu-i problemă, da, nu-i puneți sechestru pe proprietate, nu-i problemă. Puneți, domnul meu, sechestru. Haideți să vă mai arăt una, haideți să vă mai arăt una. Da. Ia zi, care dintre ele ești? Aia din dreapta sau din stânga? Asta e destul de interesantă, dacă vă uitați la ea. Foarte interesantă este. Din mijloc, de jos. A, uitați, echipă, e chiria și dumneavoastră acolo cât sunt. Da, probabil sunt mai mulți prieteni, v-am zis, joacă paintball, sunt cu echipa, da, dar cum să nu, așa este, bel. Adevărat. Domnul meu, deci fiți atenți, nu înțeleg. E acolo din cartierul ăla. Chiriașul ăla. Acolo? Da. Aici ce s-a întâmplat în următoarea imagine? S-au luat la bătaie, la hartă, ce-a făcut? Nu, domnule. De ce dați? De ce dați toți deci? De ce dați? Făceau o simulare aici. Dați? Hai că simulare, de ce dați? De ce dați? Hai că o simulare în caz de atac terorist. Dar cum să nu? Sigur, sigur. O simulare în caz de atac terorist. Da, și oamenii erau de ce dați? Păi și noi. Sunt niște poziții și toată lumea. Nu, domnule, cu arme de paintball. Deci 40 de chile, că dacă îi pui o armă din aia, cum aveți dumneavoastră... Ia vedeți aici, ia merge, vedeți. Merge, ia uitați, un agent principal, un Interpol, și în următoarea imagine, doi din Interpol. Chiriașii mei, să mor, să mor tu, mă, că și aia-și chiriașii mei. Hai, ia mă, potoliți-vă, bă, bă, bă. Hai, mă, tată, mă, vreți să-mi arătăm de unde i-am luat? Uite, 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 ia uite. Făcut dumneavoastră legătura că sunt chiriașii mei. Ia uite, tata, uite, 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 uite-te, uite-te în imagine, uite-te în imagine. Mă, terminați-vă, mă, lăsați că vine avocatul, vă demontează vină, avocatul. Să vină, să vină, să vină. Vă mănâncă pe pâine cu dovezile astea, doamne. Hai să vină, să vină, să vină. Fivar de râs, poliția. Eu cred că dacă nu vă potoli și comentați mult, vă cam dăm de ultraj. Vă sugerez să vorbiți frumos, că altfel să crește amenda. Păi stați așa un pic. Dumneavoastră, eu vă spun că... Din aia 750 milioane, ne gândeam să mai lăsăm, da. Dar dacă sunteți așa recalcitranți și nu cooperați și astea, păi nu și ne luați pe noi că... Nu plătiți nimic, eu nu voi să plătiți, nu plătiți! În momentul ăsta să plătiți 50 dacă vă potoliți cu amenințările, că nu să plătiți... Nu, amenda a rămas de la domnul primar. Stați așa un pic, că nu vă ameninți. Nu te obligă nimeni, domnule, să plătiți. Eu, domnul, chestor, poți spune noastră că nu înțeleg de ce se bagă... Nu, este chestor principal, are tot drept să se bagă. Nu am înțeles. Ce este? Haideți că a venit domnul avocat. Au zis, stați o secundă, domnul Hâț. Bună seara, domnul avocat, bine ați venit. Cum o cheamă pe nevasta dumneavoastră, domnul? Stați, avem și noi aici o mică, mare problemă. Dânsul e cam recalcitran, nu înțelege pe baza dovezilor de ce avem un mandat la proprietatea dânsului și că de ce o să punem sechestru pe ea. De ce râsul curcilor? Oricum, domnul nu are nicio treabă cu... Nu are nicio treabă, bineînțeles, da. De ce vă deranjează că îi puneți sechestru? De ce te deranjează că probabil sechestru sau să dureze o săptămână, presupun, adică nu-i puneți sechestru? Nu, este până când daunele vor fi plătite către stat, ca să știți. Ce fel de daune are dânsul? Un daune în valoare de 750 de milioane, 750. Fără că eu să fac... S-ar mai fi scăzut banii ăla, mai fi scăzut, dar dânsul nu amenință, da. Că suntem de râsul curcilor, că... E o realitate. Deci fiți atent, domnul avocat. Dar tocmai ce v-am spus, să nu vorbești fără să fiu eu aici. De ce vorbești? Da, deci s-a luat în gură cu noi. Dacă vă arăt ce poze mi-a trimis și el spune că persoanele din poze sunt chiriașii mei fără nicio bază. Păi tu ai spus că ăia sunt chiriașii tăi. Automat dacă ești îmbrăcați toți la fel. Băi, dar îți facă, noi deduce că sunt chiriași. O secundă. Alo, da? M-a întrebat cineva domnul Hâț, de nevastă. A, domnul, da, domnul Hâț, să știți că un băiat de acolo duce, zice că tu elefant. Alo? Da, m-auziți? Da, 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 spuneți-vă rog. Elefantul din Dicot sunt. A ajuns domnul avocat sau? Da, a ajuns domnul avocat, a ajuns, a intrat în secție. Am înțeles. Sunteți sus în birou? Da, 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 aici la birou, pe hol suntem. Ok, ok, bun, atâta.
Mulțumesc, Tomasele, scuze. Iertați-mă. Iertați-mă că vă întrerup. Șeful. Bun, băieți, fiți atenți, verificați toate ușile de la secție, că din 3 în 3 minute să fie închise, da? Bine, domnul. Da, noi ne bădă, ai înțeles? Domnul Vasilescu. N-ai înțeles. Da. O să le mai verific o dată. Da, dar nu înțeleg ce mai multe treabă o nevestele, ce... Ce nevestele? Că n-am înțeles. În toată discuția asta ce treabă o nevestele? Ai mai spus-o ceva de nevestele? Că nevestele e o chirie. Normal, mă, că o mai trimit când mă duc în alte direcții. Băi, stați puțin, domnul Ștefan sau domnul Hâț. Calmați-vă. Eu pe dânsul îl cunosc, trebuia să vorbesc cu el în privat, dar văd că deja este recalcitran și nu vrea să discute. Sunt într-o stare de șoc, nu că sunt recalcitran, nu-mi vine să cred ce mi se întâmplă. Înceți și lui, vă rog frumos, un pahar de apă, probabil să recurească. Nu, sigur, avem aici, dacă intrați în birou, este acolo un dozator de apă. Aveți acolo și pahare? Du-te, domnul Hâț, înăuntru și bea un pahar de apă, poate-ți revi puțin. Nu acolo, nu acolo. Ceva acolo, domnul Hâț. Nu acolo, nu acolo. Am greșit, domnul Hâț. Domnule, chiar ești... Domnule, ți-ai vai de capul meu, nu... Da, el îi spun că e în birou, el se duce în altă parte, nu contează, nu-i problemă. Da, este nevoie să coborăm jos la ceva sau mergem în birou. Cred că urcăm. Cred că urcăm sus. Haideți că o să urcăm sus cel mai probabil. Să bea și domnul un pahar de apă, care acum la dozator, dacă nu da, cumva... Da, vedeți să nu bage vreun microfon pe-n birou. Mâinile mele. Ok, e camera audio-video în birou. Mulțumesc, am de vedere că n-a nimeric camera unde se intre să bea apă. Da, numai de microfon o pune el. Haideți să mergem sus. Să-l aștepta și pe el, să-l aduce și pe el sus, că... Poate rămâne în urmă. Poscări. Domnul cu jachetă cine este? Este învățăcerul meu. Este învățăcerul meu, vrea să învețe și el actele avocatorii, vrea să învețe și el și nu cred că dacă vă deranjează... Nu, eu am întrebat să știu și eu cine este aici. Nu, e spectator și atât. Bun. Deci, eu v-am... Bine, i-am explicat dânsului pe ce bază s-a efectuat acest mandat. Asta tot. Am avut suficiente dovezi cât să începem acest mandat cu aprobarea domnului primar și al domnului președinte Manuel Rivera. Au văzut și dânsii dovezile care au fost... care dintre ele au fost prezentate dânsului de aici. Care au fost recalcitrant la vizionarea lor. Din actele... care mi l-a prezentat clientul la început, din câte știu, este blocul ăla derăpânat, din câte știu, nu? Este și o cameră de tortură acolo și un garaj, sunt mai multe acolo. Mă rog, nu știu ce este acolo, că nu m-am uitat pe schița de... Bine, m-am uitat de fapt pe schița de construcție, dar nu apărea subteran. Apărea doar ce era sus. Din câte știu, i-a rămas ceva moștenire, oricum, din câte știu, nu stătea acolo. Adică era doar în actea lui, avea chiriaș pe el, știți cum este când ai mai multe proprietăți, una dintre ele o bagi în chirie. Corect, dar este răspunzător de ce se întâmplă la proprietatea respectivă. Mă nenorociți pe viață că eu am pus proprietatea, am pus o gaj la bancă ca să fac un alt împrumut, ca să mă exim, că mai vreau să-mi iau un bloc în cealaltă parte a orașului. Iar dacă mă lăsați acum pe mine fără proprietate, îmi puneți sechestru și nu mai am venit, nu o să mai am de ce să-mi achit primul credit. Și pierd și proprietatea asta, o pierd și investiția, o să fie dați N oameni în stradă. Poate ar fi trebuit să vă gândiți la această chestie... Știți cum este? Ascultați-mă puțin, domnul. Știți și dumneavoastră, se fac niște verificări când vă niște chiriași. Și dumneavoastră v-ați făcut treaba chiriașii mei. Nu, vă spun eu cum e cu chiriașii. Vă spun eu cum este cu chiriașul. Chiriașul, dacă dorește, odată ce tu îi pui apartamentul, da? În chirie, tu ca proprietar, odată ce îl închiriezi, faci actele respective, nu prea ai voie să intri să te uiți, adică doar cu aprobarea lui. Dacă el nu-ți dă aprobarea să intri în cameră, nu ai cum să intri în cameră. Cred că știți asta. Bun, deci, cum a spus și domnul primar cu domnul președinte Manuel Rivera, se pune sechestul pe proprietate până ce daunele vor fi plătite pe stat. Ori, dânsul care știe, și presupun că îi știe, își cunoaște chiriașii, nume, tot, o să fie aduși în fața justiției.
Pentru că aici trebuie să plătească cineva acele daune. Până nu plătește cineva acele daune, proprietatea rămâne în sechestru până la plătirea daunelor. Asta poate să fie și o zi, și două zile, și un an, și trei ani, și zece ani. Eu v-am spus altceva, dumneavoastră, dacă nu vreți să fiți răspunzători, să pus la plată, aduceți chiria și încoace. Păi ia 5, și eu vă spun că sunt mai mult de 5. Păi aveți deja, sunt cei 5 pe care sunt. Puteți să umblați. Salut, Whisky, salut. Să aude cum răsuflați. Dacă înțelegeți. Montați-vă masca, nu știu, puneți-o mai sus pe nas. Da. Deci eu asta v-am spus, dacă vreți să nu fiți pus la plată, să fiți buni de plată, acest chiriaș încoace, interogăm frumos ce s-a întâmplat acolo, cine a fost capul răutăților acolo, noi de acolo sustragem și decidem de unde facem rost de această sumă de bani care trebuie plătită, vă dați seama că se dau către stat. Avem pe puțin 13 familii care și-au pierdut toții. Deci omul a venit la muncă, s-a dus... Da, de fiecare, lui, pe teren și a murit. Fie a murit la un jaf de magazin la care avem suficiente dovezi că a fost o grămadă de jafuri. Fie au fost luat ostații cu un membru din cadrul de ICOT. Era începător, nu avea nicio săptămână. Nici o săptămână n-a avut pe teren și l-au luat și l-au executat. N-a mai dat timp. Și în schimb s-au lăudat și l-au pus pe rețeaua de socializare. Pentru că a fost pusă pe rețeaua de socializare. S-au lăudat. Pe rețeaua de socializare? Da. Și mai pun și mențiuni de alea cu Crips for Life, de-astea. Ei sunt pe viață după ce ne omoară. Oricum, noi nu i-am interogat și... Și pe toți pereții de la blocurile alea scrie Crips, grafitiuri. Da, și am văzut câteva chestii pe acolo cu... Nu știu cum vă ocupați dumneavoastră de proprietate, adică, nu știu, lăsați așa... Cred că este și un fel de rivalitate cu organizația Blood, la care am avut mandat acum câteva luni. Încercați să șterg acolo, dar e pus cu vopsea de nu se duce, ce să-i fac? Grafite, domnule, nu-i chiar așa. Dați cu lavabile, imediat se duce. Dați cu acum cu ceva. Ia vino și dă-tu până nu se mai duce, că eu am încercat cu toate instrumentele. Și crede-mă că a fost zidar la viața mea. Dar că n-ați fost un zidar destul de bun, părerea mea. Cel mai șmecher zidar a fost să moară... Vasilescu? Da? Zic să arăți poza aia ce am găsit-o noi în apartament când am intrat. Nu mai știu, codul la poză. Aia cu manșeta. Manșeta, ia să mă uit pe aici. Pe ce dată e aia? Azi. Azi? Da. Mi-ai trimis-o? Cu camerele alea, mă. Da, avem și... Al cui este sângele. Da, te refer la camerele tortură. Ah, cu El Padrino al nostru, nu? Da. Da, bun, în casa respectivă acolo... În proprietatea dânsului a fost găsit sânge al unui agent de-al nostru care a fost în poliție, n-a mai dat de el și ce să vedeți, am luat niște probe, agenții la criminalistică au decis și au dedus că sângele aparține agentului nostru, El Padrino, care din nefericire nu mai face parte dintre noi. A fost dat dispărut acum foarte mult timp în urmă. Da, ia depresia că... Da... Sângele din proprietatea... Sângele din proprietatea... Da. Poate s-a tăiat la dege, clientului meu. Păi și... Explicați-mi și mie cum... De ce nu mai dăm noi de dânsul? De ce nu mai dăm noi de El Padrino? Spuneți-mi unde a dispărut omul ăsta? Stați puțin, domnule, că nu se leagă ceva, deci... Păi cine vasta lui l-a dat dispărut? Are și copii, are și copii. M-auziți, domnul? Deci, dumneavoastră, vreți să spuneți că agentul nostru s-a dus în apartamentul dumneavoastră, s-a tăiat la deget, a făcut o baltă de sânge și după a fugit cu amata? Păi da, de unde ați dori să știe clientul meu ce s-a întâmplat? Păi de unde știe atunci că a fugit el cu amantă? Că astea sunt niște chestii care le duce el. Nu vă mai dați cu presupunerea că tot ce vorbiți aici poate fi folosit la, împotriva dumneavoastră. Eu vreau lor pe ei să intre, de unde au dedus că a murit doar după ce și de aia v-ați sunat și v-ați chemat avocatul, domnul Hâs. Dacă doriți să fiți foarte avocatul mult propriu, părăsesc eu incinta și discutați dumneavoastră cu dânsii. Nu, domnul avocat, îmi cer scuze, dar mă ia plama, nu pot când văd atâta nedreptate aici. Nedreptate dacă o să fie, o să iese la nivel, o să discutăm oricum... clientul meu cade din prima la
chestia cu apartamentul pentru că el avea chiria și acolo. Vă cum știți, scrie și în lege și știe toată lumea chestia asta. În momentul de față avem autorizație de la domnul președinte, noi punem și chestia asta acolo. Eu am spus dânsului, dacă vrea, vine cu cei 5 chiriași care i-a menționat dânsul. Contestație la primarul și la președinte. Păi contestație trebuie făcută foaie de mână. Vorba colegul meu, ca și proprietar aveți tot dreptul să știți ce fac chiriașii. Verificați, că nu-i lăsat așa de capul lor, gata, am închiriat și gata, nu mai întreabă. Salutare, salutare rechinule. N-aveți cum, domnul Vasilescu, nu știu dacă ați avut proprietăți sau v-ați lucrat cu ele vreodată. Odată ce tu bagi în chirie, dacă chiriașul ție nu vrea să-ți deschidă ușa sau să nu vrea să te duci să vezi ce face el, tu n-ai dreptul să intri peste el fără aprobarea lui. Nu, trebuie să-i dai un termen de cel puțin 24 de ore și vezi, vezi ce face. Nu se dă termen, nu există termen. Nu există așa ceva. Domne, scrie clar, e în lege, mă ocup cu vânzări, cu apartamente. Nu, spuneți mie că eu sunt, articolul, eu aplic legea și cunosc legile. Cunosc legile, nu sunt degeaba chestor general în poliție, credeți-mă. Păi, da. Păi observ că nu știți chestia cu apartamentele și bun, cu închirierea lor. Vă spun că știu, vă contrazic. O chestie mai mișto, știi care e? Că sângele au fost găsit pe o manșetă. Pe lângă manșeta au fost găsit acid. Și încă doi dinți. Ok, înțeleg. Păi, tocmai ce v-am zis. Domnul avocat, vreți să vă trimit o imagine acum? Să-mi trimiteți o imagine, nicio problemă, nu mă deranjează când trimiteți mie o imagine, dar v-am zis că chestiile astea nu trebuia să le discutați cu el, chiriașii lui, care au stat acolo, sunt la dumneavoastră. Ce treabă? Chiriașii de la poligon, la poligon. Între ei, care... Ia vedeți, ia vedeți, v-am trimis aici. Băiatul nu prea are treabă, nu prea e frică, nu prea avem ce să discutăm cu el. Și mai am suficiente imagini pe aceea pe care v-am trimis-o. Suficiente. Ce imagine? Unde lumea mi-ați trimis imaginea respectivă? Pe telefon. Nu ați spus nimic? Nimic. N-am primit-o. Dați-mi numărul de telefon atunci. Am primit o rotație. Nu, am văzut doar imaginea cu doi domni cu mâinile ridicate. Chiriași, domnule, chiriași, chiriași. De unde ești pe numele să știe că ea dă din poze să închiriași oia? Nu înțeleg că mi-a arătat și mie mai multe poze cu niște domni și spune la toți. Da, într-adevăr, nu, stați puțin, nu, într-adevăr, sunt doi oameni îmbrăcați full arbastru cu arme de calibru mare în mână și niște polițiști morți în spate, dar sunt în fața unui magazin. Bun, haideți să... Am mai multe imagini cu grupuri mari, grupuri mari îmbrăcați la fel, ca dânsii care au fost găsiți la proprietatea respectivă, care s-au dat drept chiriași, așa s-au dat. Și care se recomandă drept Crips. Da, s-au recomandat drept Crip. Când am prins acum câteva zile chiriaș, cum spuneți dumneavoastră, eu zic, părerea mea este un mafiot. Face parte dintr-o organizație, organizație Crips. A recomandat, a spus tot ce probabil, fac părinții. Mi-au spus tot. Deci acolo, 5 sau 6... dumneavoastră spuneți că aveți 5 chiriași. Eu vă contrazic, voi dumneavoastră aveți mai mult de 20 de acolo, mai mult de 20 chiriași. Poate știți, poate nu știți aceste aspecte. Poate nu v-au zis, da, băieții, că bagă câte 10-5 în casă. Salut, Cici, salut! Păi, asta pe contract aveți unul. Aveți apartament în care stați, pentru că aveți contract de chirie, nu? Pe contractul de chirie puteți trecuta dumneavoastră, dar poate stați cu nevasta, cu copiii, cu aia, așa și la mine. Eu am pe unul asta pe ține pe parte... Asta ține pe partea de întreținere, automat trebuia să vină să spună chestia asta, dar automat este o ilegalitate din partea lor, pentru că este clar când au venit și au închiriat pentru o singură persoană. Aici trebuie trași la răspundere și pentru chestia asta cu mai multe persoane. Eu de câte ori m-am mai dus și am verificat, am găsit doar unul cameră, bine, și eu vă dați seama, pe mine legea mă obligă, dacă mă duc să verific, să-i anunț și să stabilesc cu eu o oră, nu pot să mă duc așa cum vreau eu, că n-am, mai dorm, mai mănânc, mai una alta. Și na, de fiecare dată vă dați seama, dacă am anunțat, presupun că s-au eliberat, dacă dumneavoastră sunteți așa sigur că sunt mai mulți. Nu am găsit niciodată.
Da, domne, are, bă, domn Vasilescu are imagini cu mai mulți cinci acolo. Ei nu sunt copii, nu sunt femei. Dacă nu... Haideți să vă spun. Deci, eu nu aș fi mers cu un mandat acolo dacă domnul președinte Manuel Bernal nu-l autoriza împreună cu primarul care au revizuit dovezile. Deci, dovezile au fost revizuite dânși și acordat, mandatul a fost acordat tot de dânși, pentru că eu nu pot să semnez acest mandat, e destul de mare. Deci, dovezile au fost vizualizate, revizuite, da? V-am trimis o parte din ele. Noi suntem aici să ne facem treaba și o să ne facem treaba, fie că vreți, fie că nu vreți, da? Deci, noi avem suficiente dovezi. Domnul avocat, spuneți ce vreau să adăugați. Păi, nu prea pot. Continuă să discutați. Am terminat. Sunt chemat să ajung la proces, dar se vorbește între domnul Vasilescu și între domnul Hâț. Nu știu de ce m-ați mai chemat domnul Hâț. Păi nu știu că domnul v-a chemat, eu... El a vorbit până acum. N-am treabă. A spus că vrea să vorbească cu un avocat. I-a spus ok, cheamă avocat, dar tot el a vorbit cu noi. Eu fac treaba, știți destul de bine. Dar am zis că dacă tot discute, nu prea vă rog. Ce ți-e, mă, grasul meu? Păi acum ce să le fac dacă au tăr? Sunt cam degeaba, cum s-ar spune, mă rog. Probabil că a zis că s-au fost mai multe persoane depistate acolo sau pe camerele de supraveghere, unde spuneți dumneavoastră că oricum din câte știu e ceva bancă sau un fel de magazin. De reședința respectivă automat. Și bancă e. Că, da, și banca, e banca vis-a-vis, da. Presupun că camerele de supraveghere cred că bat până acolo. Totodată. Și bănesc că a fost ceva, cum fac ăștia tineretul, un fel de rave. Hai să vă spun ce fac chiriașii, păi au furat autospeciale din dotarea poliției. Peste vreo 10, cam așa, autospeciale. În cadrul DICOT, poliția română, da, o grămadă de autospeciale. Mașinile alea nu sunt date, n-au și ele un... Păi nu le-am mai găsit, cred că le-au scos. Păi acolo s-a oprit trecărul. Acolo, în zona aia, s-a rupt firul, s-a dispărut. Nu știu ce a făcut, au dat foc, au... Nu știu ce a făcut. S-au făcut în imagini. Haideți că vă mai trimit o imagine, ca să vedeți așa, să vă dați seama. Le arăt o grămadă de poze, să vadă. Dă pe radare. Înțeleg. Probabil o protecție ceva. Ia uitați, această imagine este una dintre cele care am avea. Ia dați simbol. Acesta este doar una. Dacă vreți, vă arăt cu mai multe auto speciale. Ce ziceam, auto, o poză frumoasă de familie, 2, 4, 5, 6, da. Bărbați în albastru, cu o mașină de poliție în spate, fix acolo, da, foarte frumos. Ia uitați, v-am mai trimis una, aceasta este fix din parcarea dânsului, proprietatea dânsului. Bine, observ că e o mașină parcată, probabil, nu avem unde să știm dacă era furată sau nu. Bun, uitați-vă la următoarea, care sunt și sirenele. Una, deci avem o mașină de poliție marcată, două marcate, trei marcate și o nemarcată. De DICOT, da, presupun. Da. Nică te știu eu că DICOT are și Interpol. Țineți minte că în seara când a fost făcută această imagine, domnul din DICOT a dispărut, având o săptămână în cadrul departamentului DICOT. Poate să fim prieteni cu ceva poliție și pe la... Nu există așa ceva, dacă cineva, și soția l-a dat dispărut, că are un copil. Vă dați seama că ține la dânsul la copiii lui? Înțeles. Cred că dispărea el așa, pur și simplu. Oamenii nu dispar așa, pur și simplu. Aici părerea mea personală că ar trebui să se deschidă un dosar penal pentru toți domnii, dacă îi puteți identifica din pozele respective, să le deschideți câte un dosar penal pentru... E greu ca o mască. Greu cu masca. Foarte greu, oricum. Na. Și hainele alea schimbate, da. Da. Oricum, dânsul de asemenea este răspunzător de ce se întâmplă la proprietatea lui. Da? Da, dar automat sunt niște dovezi cu sarcini circumstanțiale, adică până la urmă vă dați seama, dânsul nu apare oricum în pozele respective, automat nu este implicat și oricum nu era implicat, pentru că vă dați seama, dacă știa chestia asta, raporta. Bănuiesc că nimeni sănătos la cap care are un bloc, da, sub închiriere, care plătește taxe la stat și pe TK și ce mai plătește el pe acolo, da, automat ar fi raportat o chestie de genul, pentru că mă gândesc că... Vedeți că o să discut ceva și cu dumneavoastră între patru ori după aia, dacă vreți, și... Eu înțeleg cu câteva aspecte care o să vă șocheze. Pe baza dovezilor, bineînțeles. Sigur că da.
Aici este și oarecum prostia lor, că toată lumea are Facebook, ne postăm pe Facebook orice năzbătie facem și asta e. Așa e, domnul avocat, foarte... Dacă ia uitați aici, ia uitați, vă trimit o fotografie fix cu chiriașul care l-am adus acum la secție, care a fost adus la secție. Te rog. Asta e ăla, nu? Sau nu? Stai că e poză veche asta. A fost jos la cel, a fix acolo la, la proprietatea dânsului era. Șapcă. Da, cu șapcă, cu șapcă. Mă duc să-l aduc, mă? Sau nu mai stai acolo? Oricum, văd că băiatul a fost deștept, n-are mască pe față, totuși are un tatuaj destul de special pe care am văzut tatuaj la foarte mulți oameni din oraș. Ce, uitați ce fel de arme au ei. Este noua modă în oraș să nu mai poți mască, să faci tatuaj pe, pe bot, să înțeleg. Cred că da. Da, dar e mai ușor de identificat. Luați în vedere că aceste arme nu sunt de jucării sau de paintball, cu susține domn. Se vede clar în imagine că au fost analizate de criminaliști. Ca fiind arme de categorie mare. Au fost analizate? Da, și tot astăzi la ora... Părerea mea personală că, ok, poza asta ultima pot să înțeleg că probabil poate chiar erau arme adevărate. Dar poza de sus ultima din fața magazinului, ținându-le în sus cu o singură mână, să-ți o armă de calibru ăla atât de mare într-o singură mână, nu prea știu, cred că nu era frate cu tor. Vor fi lucrat în temprat. Eu vă spun, deci acolo s-a tras foc rău, pentru că cadavrele au fost găsite la Interpol, deci în gloanțe ciuriți, da, practic. Și gloanțe astăzi de arme mari, calibru mare, nu... Păi da, calibru mare, păi automat se vede din poze că sunt arme de calibru mare. Deci eu vă spun că... Gloanțele din ei vorbesc. Avem peste 13 membri guvernamentali uciși de chiriașii domnului. Peste 13. De aceea și... Să nu vă mai zic că acum când am intrat peste ei, un nebun ne așteptam baie cu un shotgun. Da, un chiriaș, un chiriaș. Real. Un chiriaș ne-a așteptat acolo. Un shotgun, real. Pe lângă faptul ăsta am pierdut și un om la proprietatea dânsului acolo. Am pierdut un om. Nu înțeles. Dânsul a fost anunțat dinainte sau ce s-a întâmplat? Dânsul? Nu? Nu i-am dat un anunț de ăsta special. A fost acolo prezent, vreau să spun, ați intrat sau... Nu, a fost găsit după în zona aia. A fost găsit după. Că nu are nicio treabă, după a dat-o că e proprietatea lui. A încercat să ascundă așa. Da, cumva evita, evita, cumva evita. Domnul de Cris de aici, dumneavoastră mai patrula zona aia acolo unde aveți și... Din câte știu eu, din câte știu eu destul de rar. Da, nimerit să fie și el, după o perioadă de cât am stat acolo cu băieți, a apărut și domnul. Nu știu, probabil a mai trecut ocazional, vă dați seama, dacă n-ați am văzut acolo... N-ați văzut, se întâmplă acolo ilegalități cu băieții ăștia, ce fac? Dar uite o chestie dubioasă ce se mai întâmplă pe lângă. V-am spus că... Vezi că am îi prind niște probe pe telefon. Ah, mamă, stai acum. Uite, n-ai niște băieți de acolo îmbrăcați în albastru. Ia să vedem ce probe am mai primit la domnul din Ticot. Bun, foarte bună proba. Haideți să eu dau și domnului. Să nu zică că nu sunt dovezi. Cred că are dânsul treabă. Haideți să vă mai trimit. Această imagine care vi-o trimit acum este foarte recentă. Nu știu, domnul avocat, ce să zic. E cam ciudat că fix după ce s-au dat o alerturile cu membrii organizației Clip să se prezinte, a apărut și domnul. Au dat niște alerturi, vreo 2-3. Da, dar este un bloc diferit, nu? Da, 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 dar tot dânsii sunt, cum și cel din spate cu șapcă, e tot dânsul care este, a fost jos la celulă. Deci apare și în poza respectivă, în imaginea respectivă. Eu mă trezisem dacă mă înțelegeți și am vrut să mă plimb și...
Stați, m-am uitat, stați două secunde. Am și eu un GoPro în piept și am uitat să-l activez când am intrat în zi, în secție. Dați-mi voi, vă rog. Vreau să dăm amenda aia. Vorbiți cu locatarii de acolo, strângeți 25 de milioane de căciule și cred că rezolvați problema. De unde dacă eu am 5 chiriași, domnule? Se pune la plată și este aia cu ăia 5 chiriași, nu înghite nimeni, vă spun eu. Bun, mai am o întrebare. V-am spus să-mi afectează investiția. Ce aș putea eu să fac? Aș putea să vă dau 200 de milioane acum? Nu. Dau proprietatea mea în sechestru și aveți, bine, dispoziție, dacă vreți să plătiți într-adevăr, să faceți. Eu v-am spus, aveți două opțiuni aici. Fie le dați numele și unde puteți să găsiți închiriașii, da? Puteți să le spuneți că le faceți o inspecție și noi să-i găsim acolo și să le cumpărăm daunele. Dați seama, trebuie să le cumpărăm daunele care au fost aduse statului. Și familiilor... De acolo erau foarte mulți polițiști, acum mai sunt polițiști acolo sau? Momentan nu, dar sunt prin zonă, care patrulează zona, cercetează zona. Lăsați-i deoparte ca să poți să-i chem, dacă asta vreți să faci. Bun, și partea a doua, dacă vreți să achitați daunele, aveți termen 7 zile de achitare, ca să știți. 7 zile calendaristice. Ne auzim, nu? Da. Da, iertați-mă, dar trebuie să pornesc și eu lucrul ăsta. Da. Avem ceva suspecți luați în custodie? Da. În afară de dânsul ăla? Avem doi la celule acolo. Așteaptă. Mai mulți de doi, am mai prins. Da, ok. Mai am eu o întrebare. Dumneavoastră nu mergeți niciodată pe acolo să vedeți care mai e situația de acum? Eu personal? Pe mine sau pe domnul avocat? Nu, pe dumneavoastră. Okay. Am spus, cred că de vreo 3 ori, că da, mă mai duc pe la ei să mai fac pe inspecție, dar de fiecare dată am anunțat că așa prevede legea. Nu, nici tu nu te simți bine dacă închirezi un apartament de la cineva, nu știu, poate ești nere la iubită. Poate faci tu ceva cu iubita ta și de data să apară bulangiul ăla de proprietar să-ți bată în ușă. Nu prea-ți convine cu dânsa. Ah. Nu să te ridici să deschizi mie ușa, să verific eu, nu știu, apa caldă sau gazul. Și așa mă obligă și legea să anunț, măcar cu 12 ore înainte, că poate ești plecat. Nu sunt vreun terorizat de comunist să vin să bat noaptea în uși în țin să vă dați. Vă dați seama, domnul, dar mașinile din curte putea să le vedeți de pe stradă, fără să intre. Când ați verificat, nu simțeați dumneavoastră mirosuri din alea mai puternici pe date? De droguri, de unul alta. Dumneavoastră știți că băieții de acolo, chiria și nu se droghează acolo zi și noapte? Și știați cu boli de-astea, cu Alzheimer, cu ceva pervers, vreo boală de-asta? Dar nu trebuie neapărat Alzheimer, înțeles, și pentru persoanele care n-au, sunt mai agitate și trebuie să se calmeze, prescris medicinal și am înțeles că dacă nu sunt în punguțe separate, cu cantități de bani, să se vadă acolo o intenție de distribuție și doar au o plantă sau un cui, e în regulă, nu e o mare problemă. Era nu-s medicinale, nu. Prea în regulă. Dacă ați măsurat chestia asta, trebuie să-i avertizați. Îi dădeați în nu mai stați aici. Deci eu v-am spus, eu am simțit acolo un miros, că n-am. Am mai fost și eu prin Amsterdam și știu cum miroase. Și știu că legea, că am văzut la știri, că ai voie dacă e medicinală. Și băieți mi-au zis că e medicinală, eu n-am avut niciun motiv să fiu suspicios. Parijoana e medicinală, vă întreb. Da. Parijoana. Salut, Franco, salut. Marijuana. Așa, da. Mare. Din câte știu, marihuana nu este o iarbă. Nu. Da. Vă dați seama, calități micuțe, nu boxuri. Da, nu. Abar, da. Nu am, domnule, v-am spus da. Ce... Da, nu știu.
dacă ne dădea droguri la farmacie, domnul, vă dați seama unde se ajunge cu țara asta. Se meargă cineva jos la celule, nu mai știu de băieți de acolo, dați-le închisoare și amenziile răspunzătoare, să nu stea degeaba acolo. Trimite-ți mai sunt vreo trei acolo. Bun, trimiteți-i pe toți, avem suficientă de văzut pentru acolo. Le dați câte 45 de nu pentru ucine un membru guvernamental și jafuri. Bun, să vă las să vă faceți treaba, să vă trimiteți oameni și după ce discutăm. A plecat cineva. Bun, cu clientul meu, cu reținerea asta, cu amenda, nu știu, dar trebuie să umblăm și noi puțin la prețul ăla. Puțin camare, iertați-mă pe mine, știu că am vorbit neîntrebat, i-am zis. Eu aveam de gând să luați la jumătate, dar gândul a fost prea recalcitrant. Asta zic. Dar să discute cu noi. Jumătate, părerea mea... Nu, asta era inițial la jumătate. De faptul că îi oferam 7 zile să plătească. Pentru că am fost și eu luat prin surprindere, mă știu și nevinovat, nu am nicio legătură. Și credeți-mă că nici jumate nu-mi convine să plătesc, dar văzând că și domnul avocat înclină cu dumneavoastră, vă dau dreptate. Nu, îmi cer scuze că am fost recalcitrant mai devreme. Părerea mea personală, trebuie să fim niște oameni asumați, să ne asumăm dacă chiar s-au găsit, să au domnii niște dovezi destul de imponătoare în fața chiriașilor dumneavoastră, părerea mea personală că, nu știu, cât le-ați dat acum, 750, nu? De da, eu sunt disponibil să discut cu domnul primar și cu domnul președinte, să lăsăm la 500, cu condiția ca două săptămâni de acum încolo să pot patrula pe proprietatea dânsului să iau pe toți de acolo, să-i ridic. Eu sunt dispus să distorpunez această organizație pentru să-i ridicăm, să-i... Ridicăm dacă e cazul, să-i potolim cum ar veni, să se oprească cu crimele, să se oprească cu chestiile astea, acum, cu locul de mașini, de oameni. Nu îl deranjează. Lăsăm amenda la 350 și eu... Aici nu negociem, suntem la... Domnul Vasilescu... Îi dau afară și aduc alții. Nu vă supărați, cu ce sancțiune îi băgați pe domnii 45. De jos? 45 de luni. Pentru care faptă? Pentru uciderea unui membru guvernamental și jacul la magazine. Nici am văzut mai la magazine, au fost pe imagine surprinse și pe camere. Da, bine, doamne, aveți să dispuneți de imagini în caz de... Da. Okay. Avem toate. Cum să nu? Le mor singură de bună, nu putea să vorbească altceva. Mă rog, trecem peste. E așa, el primește bonul de masă, are în salariu inclus și e obsedat de ele, că și ea de băudă de astea, chiar dacă nu merge. Domnul Vasilescu, cu problema personală că dânsul fiind puțin recalcitrant, probabil puteți să-l înțelegeți și pe el, nu m-a așteptat, i-am zis că eram și eu cu nevasta, eram și eu la un restaurant, mâncam, credeți-mă, m-am ridicat de la masă, am înțeles că este un caz, dumneavoastră anchetați cazul respectiv, m-am grăbit, dar cu cât să mă grăbesc, că dacă dădeam în radar, poate nu mai ajungeam fără permis. Da. M-am dus și eu repede, mi-am luat Tomul, că v-am zis, am fost cu nevasta, după aceea ar trebui să-mi iau învățăcelul după mine, că i-am promis că, na, îl țin după mine să învețe și el tainele avocaturii și totodată, nu v-a dat seama, domnul, probabil fiind recalcitrant, a spus și nu trebuia să spună. Eu zicându-i clar că n-ar trebui să spună nimic, fără să fiu eu de față. Adică era foarte simplu. Și la nervi și la stres, v-am spus, am și împrumutul ăsta, mă bate banca la casă, aduc rata. Acum ia că trebuie să-i dau afară, o să stau o săptămână, două, fără chiriaș, mai plătesc. Nu v-a spus. Să mă prostituez un pic. Da, deci eu v-am spus, opțiunea care vi le ofer eu, mai mult de atât nu pot să fac nimica. Deci aveți 7 zile la dispoziție pentru toate daunele cauzate. Pentru că faptul ăsta dauna este 500 de milioane, dar am lăsat-o la 750, la 500. Pentru că chestia asta vrem dreptul să patrulăm prin zonă și să intrăm pe proprietatea dumneavoastră, fără drept, fără să anunțăm, în cazul în care observăm persoanele suspecte și dubioase, pentru a-i ridica. Știu ce ziceți, dar totodată vă dați seama, odată ce le spargeți mini gășculița lor de acolo, sau ce au ei acolo, gang-ul lor, cripsul lor, ce aveau ei acolo, mizmiribs ăia-i lor, sau cum a zis dumneavoastră că îi chemau, așa am înțeles că îi chemau, așa,
domnul oricum n-are nicio problemă că stați acolo două săptămâni pe urmele lor. A, trebuie să fie un plus pentru domnul, adică trebuie să fie din contră un plus asta, zic. Da. Mă gândeam 375 să fie fix jumate din sumă, adică vă dați seama, o să fie greu. Nu se negociază. Gândiți-vă că trebuie să-și plătească avocatul, trebuie să-și plătească daunele la poliție, nu mai are nici chiriaș. Da, deci suma nu se negociază, este fixă. Deci am scăzut-o de la 750 la 500, nu scădem mai mult. Un 400 ar fi fenomenal. Nu, nu negociem, nu negociem. Gândiți-vă și dumneavoastră, eu la familie domnilor care au fost omorâți, ce le fac? Ce le dau? Automat, din câte știu, veteranii care au fost la dumneavoastră, trebuie să le plătiți o anume pensie, să plătește de la stat. Trebuie să plătesc eu acum pe fiecare lună, plătesc pensii la familiile respective. Deci eu am de plătit în jur de 14 pensii la fiecare familie. Vă dați seama? Bine, plătește statul, dar vreau să zic. Și statul ăla trebuie să colecteze trebuie să colecteze de undeva, vă dați seama, eu sunt pus. Dacă eu nu colectez suma aia, eu sunt tras la răspundere. Corect, corect, corect. Da, mai oricum mă gândesc că clientul meu nu are cum să contesteze, n-are ce să spună. Totodată este un plus adus lui cu cele două săptămâni pe care o să stați acolo să verificați. Totodată aș avea rugămintea dacă oamenii sunt liniștiți acolo pe proprietate sau dacă are niște chiriași, își bagă omul niște chiriași care nu fac probleme, desigur, nu se prezintă în culorile lor specifice de a zis dumneavoastră că și apăreau în pozele respective fulor albastru cu cagule de alea pe cap. Atâta timp cât dacă noi mergem și vrem să-i legitimăm, să legitimeze, să prezinte cine sunt. Nu să spună nu, că nu am buletin, dar nu vreau să ne ia la amenințări. Da, da. Sunteți de acord, domnul Hâț? Aveți ceva de contestat? Da. Ce să mai contestam? Contestat cu toate puterile mele. Îți pare cum ok. Părerea mea personală este ok, a scăpat bine. Nu prea de tot degeaba plătesc, dar na. Sună mai bine decât 750. Asta zic, deci 500 în loc de 750 e bine. Nu pot să cred așa ceva, Ștef. Nu, scrii să-ți dai gradele. Poate să fie tot. Bun, am avut acum câteva luni mandatul la Sons of Anarchy, nu știu, poate ați auzit de ei, la știri. Poate ați auzit, au avut și oameni și mecanici. Da, au avut un atelier de mecanică, corect. Mă rog, așa. Domnul, șeful care deținea atelierul mecanic, abar nu avea ce se întâmplă acolo. El lăsase la un șef, un maestru șef acolo, totul pe mână. Ce credeți că făcea maestru șef? Avea o afacere destul de înfloritoare. Cu droguri, cu spălare de bani. Ce-am găsit acolo? Presupun. Prostituție nu. Dar n-ați găsit femei pe acolo? Nu. Surprinzător nu n-am găsit. Dar am găsit foarte multe droguri. Foarte multe droguri. Și domnii au fost escortați de către Gogu la Jirava cu expresul. Bun. La fel, domnul proprietarul a venit, a plătit daunele. Asta este, n-are ce să facă domnul Floro. Automat, odată ce greșești, nu mai poți să contestezi. Acum că lași tu la altul în grijă, cum și domnul a lăsat și nu a stat. Bun, pe scurt, e vina dânsului, asta e. Haideți să stabilim niște mici detalii. Deci, rămân 400 de milioane în două săptămâni. Nu, rămân 500 de milioane în două săptămâni. 500. În două săptămâni. Bun, o să... 500 de milioane, 7 zile să-i plătiți. 7 zile calendaristice. Suntem astăzi în data de 19, dacă mă înșel asta să vă... 19, data, da. Până săptămâna viitoare, haideți să vă dau... Până pe data de 27, care pică duminică aveți. Trebuie să semnați contractele cu ăștia de la Rapid București, nu? Da. Trebuie să dați contractele, da. Apare și echipă de fotbal dânsul. Nu, dar știe domnul că, că avem meciuri și acolo. Dar cum să nu, că și eu am meci. Mă duc... Știți, nu, dar el în general, o să pe plece. Perioada meciurilor nu ne deranjăm, dacă mă înțelegeți. Da, stați liniștit, da, domnul, vă faceți griji. Numărul de telefon i-l-ați lăsat lui Vasilescu aici? Sau? Am numărul lui de telefon, cu domnul nu mă cunosc, dar dacă era mai cooperant, rezolvam și altfel, dar a fost să fie mai cooperant. Altate să răspundeți la telefon dacă vă sună, da?
Păi, dar nu, n-ați înțeles, nu, abia mă trezisem din somn. Nu, nu, zic pe viitor, domnul, zic pe viitor, în caz că vă sunăm. Aș fi răspuns, dar acolo m-am trezit, nu știu cum să-ți explic, măi, omule, ca să mă înțelegi. Trebuie să răspundeți, domnul, că altfel semne voi să intrăm. Du-te, mă, deși. Să dumneavoastră, vă dați seama. Păi dacă nu răspundeți la telefon, noi ce să înțelegem din asta? Vă dați seama că vă sună de mai multe ori. Nu înseamnă că vreți să vă comunicăm cu dumneavoastră și ar fi ok să răspundeți. Da, domnul avocat, spuneți. Ia zi de că ce naiba, acum am tichet. Doar 500 de milioane, 7 zile și 2 săptămâni în calendar este ce în care veți face în zona dânsului la blocul respectiv. Da, da. Șmecheria voastră ce faceți voi acolo, cu oamenii, cu microfoane sau ce treabă aveți voi de făcut. Asta nu este treaba mea. Presupun că dânsul... Clientul meu este liber, nu? Trebuie să-i dai ceva, da, da, notiță, foaie de mână, ceva sau... Dacă vrei, îi semnăm ceva la mână, nu-i semnăm. Nu, nu, dacă vreau numărul, lăsați, mă gândesc că puteți să-i trimiteți pe mail electronică direct. Da, da, da. Asta zic. Da, ne-am asigurat de număr, să avem numărul dânsul, să dăm de el. Da. Bun, domnii mei, mi-a părut bine ca de obicei. Da, domnul, să nu ne mai întâlnim prin... Circumstanțele astea. Circumstanțele astea așa nebune. Zi frumoasă să aveți. Pe mine cineva, vă rog? Da, 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 desigur. Spate. Haideți, vă rog. Haideți și dumneavoastră, domnul Hâț. Mai bine o zi frumoasă să aveți cu toții. Vă rog sănătate, ne auzim noi bine. Doamne ajută, Doamne ajută. Bun, băieții, haideți care ne pregătim de meciul la Palon Sfert, haideți. La Dinamo Steaua. Păi nu, cine este în alea. A. Eu am ieșit din el. Bun, stați așa că m-au chemat băieții pe ăsta, pe aplicația albastră, am o reclamație. Ce reclamă? Okay. Păi asta, cică, de ce n-am luat de la casă de acolo, că cică, nu-i, că, cu ce informații avem despre el, de ce n-am luat și mi-a făcut reclamație, nu știu. Da, care? Foarte sănătos. Stai, că mă duc să văd ce se întâmplă, stai așa. Saveri. Stai, tata, că mă duc. Ia, trage-mă și pe mine, că vreau și da, să... Da, doar te întreb. Cine, cine ești tu? Lor? Am Lor? Gata. Da, vreau și eu să mă duc în Interpol, mi-accept transferul, tu? Nu, cum să-ți accept, că n-ai pontajul pe verde. Zi. Ok. Vezi că sunt pe gânduri puțin. Păi, ieși de aici, de pe... Ia să vedem ce se întâmplă. Pe suport. Y? Da. Bind, scris pe B-I-N-D, spațiu. Caver, arată-mi și mie, te rog, pe cine am omorât. Chiar sunt este curios, mandat, am... este mandat pe organizația Crips, toți membrii organizației. Eu nu sunt Crips. Eu nu sunt. Era îmbrăcat. Era îmbrăcat. Da, dar nu sunt, bro. Eu mi-am făcut roleplay-ul că sunt acolo. Eu nu sunt Crips. Ok, mă lasă termin de vorbit. Noi avem mandat pe toți care sunt îmbrăcați la fel. Să-i luăm pentru jaf la magazin și ucide de membrii guvernamentali. Scrie clar pe mandat, dacă te uiți sus pe mandat, atâta scrie. Atâta timp cât eu nu sunt din Crips, nu am nicio legătură, doar sunt îmbrăcat, așa. Păi, ok, bun, și de unde vrei să știu chestia? Vrei să fac meta, să dau slash info pe tine, să aflu dacă ești pe Crips sau nu? Uite, acum că s-a terminat roleplay și dă info pe mine. Să vezi bun, din acum, ce organizație. Și ce pot să fac eu acum, dacă dau info pe tine și nu ești în Crips? Ce de ce m-ați băgat, bro? De ce am stat o oră, mi-am pierdut o oră din viața acolo? Normal trebuia să vină Ștefan acum să discute pentru tine, da. Mai el a fost... Păi Ștefan nu are nicio treabă cu mine, asta e să veri, că Ștefan nu are nicio treabă cu mine. Bun, eu ce, căutai, îmbrăcat, ce căutai tu acolo? Aia e chestia. Eu, în roleplay, sunt chiriaș acolo, da? Bun. OC, okay. Îți zic OC că suntem pe Discord, am mers să fac o poză. Acum, uite, pentru poze... Acum 3 săptămâni. Uite, ia fii atent aici, hai să-ți arăt după. Ia, să vedem. Pentru poze, văd că foarte mulți merge să faceți poze, dar numai că faceți poze care sunt aiurea, părerea mea. Ia da, oricum, păi da, bro, dar n-am treabă cu poza. Eu am făcut o poză cu Dani, care e liderul de la... Ba, îl știi pe Dani? Am făcut o poză și atât îmbrăcați în Crips, nimic altceva.
Bun, dar eu ți-am spus, ia uite, deci eu chestiile astea le strâng pentru mandat și sunt revizuite de către vindicator sau Minja. După care vindicatorul îmi dă mandatul și eu dau mai departe, ia uite. Păi da, da, asta încerc să înțeleg. De ce m-ați băgat pe mine eu? Nici nu sunt în mafie, nu am grade de nicio mafie, nu mă păi eu n-am de unde să știu chestiile astea, că eu trebuie să fac meta ca să aflu chestiile astea și nu fac meta ca să aflu chestiile astea. Și eu v-am spus ce căutam acolo, deși voi m-ați băgat, eu fiind... Erai îmbrăcat, omule, erai îmbrăcat la fel și oamenii ăștia care îi vezi aici, care au informații despre ei... Ai spus la roleplay-ul pe care l-am făcut, vrei să-ți arăt filmarea cu roleplay-ul, să le spun că eu am fost, am stat în casă că am avut COVID și mi-au dus băieții haine. Ce ți se pare atât de suspect? Când mi-au adus băieții haine. Eu n-am de unde să știu chestiile astea. Uite, uite câte imagini sunt. N-ai și de unde să care știi vreo, pe mine m-ați băgat fără niciun motiv în... Asta și știi pe... Practic, știi care a fost practic, practic, ai practic ai picat la mijloc, care, prin motivul trebuie să fie că jaf la magazin și ucide membru guvernamental. Așa, dacă ți-au dat de altceva, faci reclamație guvernamentală și... Păi nu, m-am băgat pentru ucidere, da, ai dreptate. Și m-am băgat pentru uciderea unui membru guvernamental. Bun, păi, eu încerc să înțeleg de ce sunt, pentru că sunt civil, nu am făcut absolut nimic, nu aveți dovezi cu mine că am făcut ceva. Nu este nevoie să avem dovezi cu tine, atât timp cât ești îmbrăcat fix ca ei, ești pe proprietatea lor unde își fac ei veacul și știi... Păi am chirie și mi-au dat haine, da. Dar acum, hai să o luăm altfel. Oricine îmbrăcat pe stradă, îmbrăcat în albastru și alb, îl iei pe sus? Mă, este suspect, îți dai seama, deci dacă tu... Deci hai să-ți dau... Păi, bănuiesc că nu stai imagine. Să te oprești pe stradă să-l iei, nu? Sau îl iei? Păi, îl iei dacă tu știi, ai informații spre ei că ei ucid și fac, dau jafuri. Și păi este îmbrăcat și dacă așa... și locuiești la adresa respectivă și stă pe la adresa respectivă. Logic, îl iei pe sus, îl arestezi, nu? Păi adică și este atunci... complice, ești automat considerat un complice. Și acum eu vreau să știu, am înțeles, mi-ai zis asta că sunt îmbrăcat. Ok, îmbrăcăminte una. Încă o dată o iau. Sunt civil, nu am grade, nu m-ați găsit cu arme, nu m-ați găsit cu absolut nimic. De ce am intrat la pușcărie? Ți-am explicat odată. A, deci am intrat că eu, nefăcând absolut nimic, vezi, Doamne, am omorât pe cineva. De duci cum vrei, scrie clar pe mandat ce scrie acolo, da? Destructurarea organizației CRIPS. Păi da, dar eu nu sunt în organizație. Bun, nu ai fost surprins. N-am de unde să știu dacă tu erai sau nu în CRIPS, înțelegi? A chemat un chestor sau a chemat un gram mai mare, dar nu-i s-a oferit. Și atunci, gen, de ce mă luați dacă nu ai cum să dovedești că sunt? Doar că sunt îmbrăcat, poate să se îmbrăce toată lumea, poți să chem 100 de oameni de pe server, ne îmbrăcăm toți la fel. Ce, gata, sunt toți din aceeași mafie? Nu. Organizație, scuză-mă. Ne-am avut suficiente informații că toți, bine, chiriași, cum spuneți voi, cum a spus și Ștefan, așa, fac lucruri ilegale. Omoară membrii guvernamentali, da, jafuri. Automat ai fost acolo, ai fost luat și ești considerat complice. Ceea ce înseamnă că o să fii sancționat ca atare. Simplu. Păi, n-ar trebui să fiu sancționat ca și complice? Că n-ai de unde să știi dacă am omorât eu pe cineva? Toți primiți acea sancțiune, tocmai ca să nu primiți CK. Pentru că de păi asta oricum nu aveți niciun, oricum nu aveai niciun motiv să-mi dai CK. Că bun, nu ai nimic despre mine, asta e chestia. Ok, asta încerc okay, să bun. N-ar trebui să fie eu nu vreau să mă cer, Sabri, eu nu vreau să mă cer cu tine. Dar mă înțeleg, eu vreau doar, nici eu vreau să doar să înțeleg. Și eu îți explic ce s-a întâmplat. Păi da, dar tot nu înțeleg. Ori sunt eu prost, ori chiar nu, adică nu-mi dau seama care e legătura. Am înțeles. Deci eu iau de la început. Sunt îmbrăcat ca și ei, da? Nu aveam arme la mine, absolut nicio armă. Nu am făcut absolut nimic. Nu aveți dovezi cu mine, cu CNP-ul meu, cu buletinul meu, cu absolut tot, în care eu să fac ceva ilegal. Atâta timp cât eu nu aveți absolut nimic despre mine în care eu să fac ceva ilegal. Doar sunt îmbrăcat într-un anumit fel. E ca și cum ai face diferența între alb și negru. Înțelegi? Sunt îmbrăcat într-un anumit fel, mă bagi în categoria aia de oameni. Că uite, eu chiar nu mai vreau să fac parte în nicio mafie, nimic, vreau să fiu civil, știi, fără arme, fără nimic. Dacă mă duc acum și mă îmbrac în balas, sunt balas? Dacă mă îmbrac în mov? Am spus, pe ce bază am făcut noi chestiile astea? Dacă vrei să înțelegi bine, dacă nu, nu am înțeles. Am înțeles, ok, deci... Eu cred că m-am făcut înțeles, nu știu, acum părerea. Da, am înțeles că... Iar gen albanezul se referă la chestia că la un moment dat și chestiile de genul ar trebui să ia toate dovezile, omul fiind un civil,
vă putea dovedi că e doar un civil și n-aveați de ce să-l luați. Și chiar am dovedit că sunt un civil, pentru că asta nu aveam arme, nu aveam absolut nimic, nu știam despre nimeni. Am făcut roleplay-ul ca la carte, ca arme, un civil. Într-adevăr, nu poți stai, pentru că, de exemplu, de multe ori te spavnești și nu ai nicio armă, cum și la noi în poliție se întâmplă. Eu chiar nu mai am arme pentru că nu mai joc și am făcut tichet să-mi iar cineva armele ca să nu mai am arme, nu de alta. Că sniper rus rămâne orice ar fi, știi? Eu ți-am spus, deci ai fost la casa acolo, ești consideră complice, ceea ce înseamnă dacă ești și îmbrucat, da, ești poate, și chiriaș. Nu ești... se poate dovedi că nu e complice sau astea prin anumite dovezi, că de-aia e o secție de poliție să se dovedească cu... Bă, v-am spus, noi rulăm chestiile astea, rulăm, dar nu puteți face fix ca în viața reală, e imposibil. Nu neapărat, dar se putea chema frumos la că avem acum avocați. Te putea chema. Avem un singur avocat pe server. Păi și era pentru mai mulți? Grecu era la secție? Păi Grecu era la secție. Grecu a venit pentru Ștefan, atât de tot. Dar bani, a fost chemat. A fost chemat de Ștefan. Da. Ai cerut un avocat, n-ai cerut avocat. Păi oricum dacă ceream avocat, am cerut. Ba da, chiar am cerut. Mi-a zis că nu există. Mi-ai cerut mie avocat, cum să nu existe? Păi tu nu stăteai, bro, că eu i-am întrebat pe oamenii tăi, pe băieții din poliție, de vreo 12 ori, ți-ară pe filmare, de 12 ori i-am întrebat dacă poți să mi-l cheme și a zis că nu, că n-ai tu treabă cu el. Păi, scuza mă pe mine să apări. Păi da, dar cum să dau de tine? Ori îmi zici să te chem ca să zic ție, ori nu te chem. Că am chemat, le-am zis să-mi aducă un grad mai mare, mi-a venit ăla și mi-a zis că nu poate să mă ajute. Depinde cine ți-a venit, să poți să tanționezi și eu, că aveau două... Mi-au venit 6 băieți diferiți. La 6 persoane diferite mi-au zis că n-au cum să mă ajute. Același lucru mi-au zis fiecare. Un băiat cu părul roșu, un băiat cu părul alb... Ei ce știu să se legitimeze, deci știu un număr de insignă, ceva. La un singur băiat și mi-a zis că nu au voie să fac asta. Înseamnă că eu sunt din DICOT. Nu, era din poliție, îmbrăcat în poliție, scria poliție pe spate, pe vestă. De la Manda și cu, și la cu cagulă pe mască? Cu cagulă pe cap? Avea și cască în cap. Și cagulă? Cagulă aveau toți, scuze-mă că zic. Da, ăia nu au voie să se prezinte. Și măști și cagule aveau toți, scuze-mă pe mine. Eu ți-am spus pentru ce ai fost băgat la pușcărie. Din ce știu, amendă n-ai primit. N-am primit, nu mi-e de asta mă să averi, că eu nu stau, ți-am zis, nu vreau să mă cert. Știu că am avut noi... problemele noastre în trecut, dar chiar n-am de ce să mă cer, dar eu chiar nu știam, adică mi-a zis că am omorât un agent guvernamental. Bă, pe cine am omorât? Că eu nu mai joc pe server de 3 luni. N-am mai intrat. Două dragi, aici au greșit ei. Aici au greșit ei. Nu trebuie să spună că ai omorât. Bine, tot sunteți considerați că faceți parte, sunteți complici. Sunt membrii guvernamentali. Păi, da mă, Saveri, dar uite, din punctul meu de vedere, scuză-mă că zic, tu îți faci ok treaba, n-am ce să zic. Dar din punctul meu de vedere ar trebui să veniți cu dovezi pentru fiecare. Adică uite, bă, ăsta e chiar imposibil n-a să faci pentru fiecare, îți spun că este imposibil. Nu s-ar mai crea mandat, nu s-ar mai face roleplay. Nu există așa ceva, că nu, noi simulăm aici, suntem pe un server de roleplay, dar nu putem să simulăm 100% ca în viața reală, să filezi fiecare persoană cap coadă. Asta nu însemna să stau să fac un mandat, fii atent, chiar și așa, nici așa, pentru că tu poate într-o săptămână îți schimbi mafia, pleci din mafie. Eu toate informațiile care le-am strâns despre tine sunt nule, practic. Nu este ca și cum tu o să rămâi într-o mafie pe vecie, permanent. Poate te statul, uite, de exemplu. Na, ești în Balas, poate te statul de Balas și gata. Tu vrei să cumperi altă mafie, de exemplu. Uite, vrei să cumperi Bloods. Eu toate informațiile care le aveam despre tine îi dau în Balas, da? Sau uite, poate, de exemplu, tu ții CK. Eu n-am de unde să știu chestiile astea și nu aflu. Ai dreptate. Bravo, bravo. Da, ai dreptate în acest să zic, ai dreptate aici. Saveri, încă o vorbă, dar putem să mergem mai jos să te întreb ceva? Merge. Trage-mă tu că eu nu mai am grade, n-am cum să mă vin mai jos. Hai că vă trag. Pentru nimic, îți zic oriunde vrei, îți dau scris, verbal, ce vrei tu. Vreau să intru în poliție să vă cum e, tată. Cum intru? Aplicați. Mă bagi. Grad ăla de iau, dau amenzi și chestii de genul. Tipoc, dacă tu vrei să vezi cum este, să îți spun că într-o zi te saturi, părerea. Eu vreau să văd cum este pentru că n-am fost niciodată, m-am plictisit de mafii de astea, ți-am zis, de 3 luni nici nu mai intru, intru o dată pe săptămână și vreau să încerc altceva, n-am fost niciodată și sunt curios. Dar să nu vii și tu ca ăla din Arcos, mi-a venit omul cadet, fii atent ce a făcut omul. A dus în birou la Omaga și la mine, a rulat căci că sparge laptopul.
practic, așa, baza de date, așa zice în capul lui, cadetul. Și ia toate informațiile de la Interpol, DICOT, nu, bro, poliție. Fii atent. Eu ți zic de acum, când intru pe server, pornesc filmarea, când ies de pe server, opresc filmarea, dacă vrei. Ca să fie tot în regulă. Da, eu ți-am zis, eu vreau strict să intru, nu mă interesează informațiile, că zic orice aici. Nu mă interesează informațiile, nu mă interesează nimic, vreau să intru strict să văd ce se întâmplă, cum e. Bună seara. Salutare. Dă-mi, mă bai, mă pui lângă cine vrei tu, facem cum vrei Alex tu, dar... Alex Gabor, ferească-se. Da, n-am fost niciodată cu aia, vreau să văd, gen, încerc altceva. Eu când te chemam nu voie, te încură. Păi, erau alte vremuri atunci, Jane. Bine, Saveri, ai de te las să-ți termine asta, îmi dai tu mesaj când ești disponibil. Păi și uite, pune-ți acolo aplicația, tu îți faci o aplicație. Da, hai că mi-o fac imediat, am un telefon de dat. Nu te și... duce, mă, după Cheliosul ăsta, mă. Eu vreau să văd cum e, mă, n-am treabă, nu mă interesează cine e, cine nu e. La mine. Îți pune veste de albastră închisă. Numai că scăpăm de gradele de cadet, scăpăm de ele. Le scoatem. De ce, mă? Păi o să băgăm... Primul grad o să fie agent de frontieră. La vamă. A, și îl puneți la vamă? Da. Și nu o să mai înțeles. Fie. Gradul începe de la agent încolo. Am agent, înțeles. Bine. O să fie agent de frontieră și agent. Avansare pe baza asta. Mm. Bine, Saveri, mersi. Îmi dai, oricum fac aplicație, îmi dai mesaj, dăm teste, ce vrei tu. Bine, mersi. Vă pup. S-a rezolvat, da? Bun. Ce faceți, băiți? Așa, mă, fii atent, vin. Cine e? Stai să mă ajung un pic și pe ăsta, pe Cosmine. Cosmine. Da, mă, fii atent. Eu părerea mea să ne scoat la tărfă pentru un timp. Păi n-are rost. N-am pierdut. Oamenii intră la mandat, dar nu vin. Stai, tata, două secunde. Oamenii intră la mandat, dar nu vin la tărfă. Ai zis că vii la următorul. Ce a stat două ore la mandat, dar la tărfă nu am văzut, a dispărut. Da, mă, dar ținu mult mandatul, mă, dacă ăștia au făcut, nu voia să facă rol pe ce să le fac. Da, mă, dar asta e problema, da, știți foarte bine că vin tărfurile și... Eu, ce vorbim mai cu Zenix? Eu am încercat să-l dau să termin mai repede mandat, dacă ăștia nu cooperează, ce era să fac? N-a zis de tine, mai eu zic așa în general, mă, n-ai. Nu știu, păi practic e vina mea, din cauza mea nu s-a putut cu tărfa acum. Ăștia au gradele de brigadă auxiliară, nu toți, dar jumătate din ei numai să aibă și grad acolo de tărf. Da. Asta e așa, merge cam în reluare. Păi avem-o, dar nu știu de ce, așa merge uneori. Am avut 2 cu 5 am avut. Și am făcut, m-am întors până la urmă. Trebuie să rezolv problema asta. Nu mă las, stau cu Cosminel în pula mea să vorbesc care e. Asta așa că închid și-o live-ul. Lasă-mă să se uită de la live-ul, eu spun la Cosminel ce-i fac. De-aia aterizat să-i dau afară din elicopter, îi batem și ne dă greșeală. O bată, mă, dar mai fost așa ceva. Da, am avut cu ce-am urmă, cu SOA, nu? Sau cu cine? Da, mă, dar nu-i cine știe ce-am nu-i dat. Da, mă, tu, da, normal. Bă, Vindy, vezi că le-am dat asura din Clips Amend, dar nu le-am dat o 750 maxim, le-am dat 500, nu atât de mult. Și le-am dat o săptămână să plătească. Acolo era da. La discreția ta, cum evoluează rolul, dacă a fost sau nu. Da, pe prima oară a făcut mofturi, Ștefan, de-aia. Deci, eu... Da.